Ficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută la menținerea unei greutăți corporale optime. Slabo Ficat Slim pentru ficat și siluetă. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Dragi prieteni, sunt Georgel Nucă și vă invit de luni până vineri, de la ora 16 până la ora 18, la Rămășac pe Folclor. Vin cei mai îndrăgiți interpreți ai cântecelor noastre. No, 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 și nimănii. Nu uitați, de luni până vineri, de la ora 16 până la ora 18, suntem la Rămășac pe Folclor. La asta ce faceți? Să opriți un sănătos să treacă? Se întorc morți în morminte când vă văd cât de ipochime ne-ați ajuns cei mai mulți dintre voi. Diana Șoșoacă, cel mai controversat om politic din România, vine la Etno. Amenință chelu, să sunați. Pandemia, război la graniță, facturi uriașe, prețuri explodate. Pentru toate acestea, Alina Eftimie are cel puțin o întrebare. Diana Șoșoacă răspunde. Senatorul care iscă furtună pe unde trece face dezvăluiri incendiare. Constituția, drepturile și libertățile fundamentale au fost anulate de către Parlament. Râme sunteți! V-ați ascuns prin Parlament ca râmele. Azi, la ora 20, la subiectul zilei, cu Alina Eftimie. Слава родині! Родині слава! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Слава! Україна! Понад усе! Є нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші ворженьки, як роса на сонці. Ну, зараз потрібно ще багато квітів. Хлопці, хлопці! У чоловіка питаю дозволу поцілувати. Можна? Та ви вже цілували. Вже цілували. Ще разом. Поцілувати. Хлопці, підходіть. Bună seara, doamnelor și domnilor! Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Așa cum ați văzut, doi tineri din Ucraina s-au căsătorit. Semn că lumea trebuie să fie optimistă. Piața merge înainte, oricâte avioane și tancuri ar trimite Putin. Până atunci însă vă spun că România instaurează starea de criză. Nu vă impacientați, spun autoritățile. Starea de criză nu va avea efecte asupra populației, ci se referă la decizii privind trecerea în subordinea forțelor străine a unor structuri din Ministerul Apărării Naționale. Între timp, Rusia a amenințat direct România, iar la granița dintre Polonia și Belarus are loc o nouă rundă de negocieri. Războiul continuă, iar o lume întreagă caută explicații pentru acest război barbar dus de Rusia, agresorul Ucrainei.
a apărut și o altfel de explicație. Vladimir Putin ar fi grav bolnav, în stare terminală. În orice caz, mintea lui este cel puțin tulburată, avertizează un cunoscut psihiatru român. Și mai avem o informație îngrijorătoare. Guvernul pregătește un proiect de lege pentru gestionarea situațiilor de criză în contextul războiului din Ucraina. Mai exact, potrivit documentului, toți bărbații români cu vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani vor intra în rezervă generală în caz de stare de asediu, de mobilizare sau de război, potrivit europa.fm.ro. Lângă mine, în platou, în această seară, sunt H.D. Hartmann, analist politică externă. Bună seara și vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună seara și vă mulțumesc că mi-ați permis să debutez la dumneavoastră în emisiune și la dumneavoastră în televiziune. Sunt chiar încântat. Cum era vorba aceea? This could be the beginning of a beautiful friendship. Exactly. Exactly. Bun, deci vă mulțumesc exact. Încă o dată. Da. Alexandru Petrescu, fost ministru PSD, de asemenea alături de noi. Bună seara și vă mulțumesc. Mulțumesc și eu, de asemenea debutant în emisiunea dumneavoastră. Doi debutanți. Vă urez mult succes. Debutant vă urez mult succes aici la Etno TV. Peisajul media. Știți ce îmi place foarte mult la dumneavoastră? Da, mie și temul. Chiar acum o să vă spun un lucru. Azi mi-am dat seama. Majoritatea celor care au ocupat un portofoliu ministerial au pretenția să li se adreseze lumea cu domnule ministru, chiar dacă nu mai sunt miniștri. Alexandru, există, e suficient dacă sunt. Există, nu știu, o cutumă în sensul acesta. Dumneavoastră sunteți printre puținii care, deși ați fost de trei ori ministru, nu v-am auzit niciodată cerându-i cuiva acest lucru. Ați fost mereu, Alexandru Petrescu vă introduceam, reprezentant PSD, nu și ați Alex, dacă spuneți, să știți că întorc capul. Dar nu știu, eu cutumă, nu institui da, eu cutumele. Permiteți să-și explic. Vă rog. Este cutuma napoleoniană. Napoleon al III-lea a impus această cutumă în Franța. Toți cei care au fost demnitari ai statului francez aveau dreptul să se folosească, dacă înainte la ancien regim era particula 2, adică era particula aristocrată. Napoleon III va permite celor care au fost foști miniștri, prim-miniștri generali să-și pună pe cartea de vizită funcția pe care au avut-o. Și de aici avem a preluat-o România. Cum avem și contabilitatea franceză ca formație, uite exact. Că... Bun, deci este alături de noi prin Skype și domnul Miroslav Tașcu Stavre, expert în relații internaționale. Bună seara, domnule Stavre, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună seara dumneavoastră, invitaților, și trebuie să mărturisesc și eu. Și eu sunt în premieră la Edmund și sunt onorat. Și ne bucurăm că sunteți alături de noi și vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Am să încep cu dumneavoastră, domnule Stavre. Ați, după cum ați auzit probabil, potrivit acestui document pe care îl pregătesc guvernanții noștri, toți bărbații români cu vârsta între 18 și 60 de ani vor intra în rezervă generală în caz de stare de asediu, de mobilizare sau de război. Cum ar trebui interpretat acest lucru? Da. Cum spuneați și dumneavoastră în debutul emisiunii, și fără panică, totuși trăim niște vremuri excepționale și măsurile pe care le-ați prezentat anterior sunt măsuri excepționale. Nu suntem în război cu nimeni, suntem sub o umbrelă de securitate cum nu am avut până acum, dar, sigur că da, așa cum am văzut zilele trecute și că adăposturile alea pe care speram ca niciodată să nu le folosim, să nu mai știm pe unde sunt, începem să ne uităm, să vedem unde sunt, în ce stare sunt. Să constatăm că sunt pline de murături. Exact. Exact. Eu mi-aduc aminte, eram în liceu și probabil că cei de vârsta mea și aduc aminte, foloseam și era mare modă să mergi cu traista aia, geanta aia în care era masca pe care o aveam cu toți, o primeau la întreprindere părinții și bunicii noștri. Deci ar trebui să privim lucrurile astea, dacă vreți, ca o garanție până la urmă, că atunci când e cazul, dacă va fi cazul, sperăm să nu fie niciodată cazul și probabilitatea pentru România este extrem de mică la momentul acesta, e să facem lucrurile și să nu ne bulucim, cum sunt obișnuiți, din păcate, și le spun studenților mei, autoritățile să acționeze ca un pompier. Da? Noi nu facem politici publici, ci răspundem mai degrabă. Ei bine, e bine să fim pregătiți. Asta cred că e mesajul pe care l-aș transmite. Da, este bine să fim pregătiți, dar foarte mult se întreabă, domnule Hartmann, ce înseamnă asta? Adică sunt bărbați care au făcut armata, alții care n-au făcut-o, toată lumea este vizată de acest proiect de lege? Da, nu, este o regulă generală în cazuri de criză militară, ca cei de la 18 ani, cei care pot să țină o armă în mână, până la 60 de ani, să fie trecuți pe anumite
date statistice, să vedem exact care este resursa umană, capacitatea umană a României de a răspunde unei situații de criză. Fără nicio panică, acest lucru ar fi trebuit să se facă la 2 ani de zile, în Canada se face la 3 ani de zile, în Statele Unite se face la 5 ani, în Franța, Germania și Italia, având în vedere arealul european și al Comisiei Europene, al Consiliului European, că el se ocupă de securitate, se face odată la 2 ani. Deci este o politică absolut normală. Sunt state cum este Israelul, Suedia și Norvegia, în care toată populația este rezervistă, absolut toată, incluzând fetele, femeile. Dar ca să fim foarte clar, rezervist nu înseamnă cel care doar a tras cu a făcut armata. Există rezerviști, de exemplu, tehnicienii care devin rezerviști și primesc un grad echivalent gradului de pregătire tehnică. Există, de exemplu, apropo de chestia asta, suntem într-un post de televiziune, ziariștii vor deveni ziariști de rezervă, adică rezerva ziariștilor, și care vor fi incluși în cazul unui proiect, în cazul unei situații de criză în România, situații de criză militară, mă refer, vor fi incluși în mecanismul de apărare, de alt tip decât cel manomilitari, tehnologic, tehnică militară, etc. Deci nu, acest lucru nu trebuie să ne sperie, este normal, noi ar fi trebuit să o facem. Eu credeam că armata română chiar are demografia rezervelor, chiar are această arhitectură a rezerviștilor și pe meserii și nu numai pe vârste și nu numai pe ce specificitate militară au făcut la timpul în care în România exista obligativitatea serviciului militar. Da, a dispărut la un moment dat, da, această obligativitate. Nu cred că vreun dintre noi a fost subiectul vreunui recensământ specific. Nu, asta spun. Așa că presemnul o actualizare este mai mult decât necesară, fiindcă cel puțin unul dintre noi, dacă nu toți trei, am putea să ieșim. Eu am făcut armata, deci nu știu dacă... Dânsul pare mai tânăr, dar noi doi sigur am făcut armata. Da, mulțumesc pentru compliment, într-adevăr. Nu, realitatea este clar că nimeni nu trebuie să intre niciun fel de panică, chiar dacă poate instinctiv mulți dintre noi se pare că au tendința de a face asta, aveți cumpăratul de iod fără să fie cazul. Dar realitatea este că trebuie să ne raportăm la un război real care se întâmplă la granița de nord. Ce se întâmplă acolo este palpabil, vedem cu toții, lucrurile sunt extrem de serioase. Noi mi-aș permite să vă aduc aminte, domnilor, că avem o lege a Securității Naționale de prin 1991, deci cam total desuetă, din punctul meu de vedere. Știu că starea de criză ce urmează a fi gândită ca și act normativ și eventual instituită, dacă este cazul, nu există în Constituție. Avem starea de alertă, starea de urgență, cred că avem și starea de război. Undeva pe vremea Mineriadei, cred că președintele Emil Constantinescu a vrut să introducă. Da. O să mai profit de prezența domnului Stavre, care nu poate sta alături de noi până la sfârșitul emisiunii. Domnule Stavre, au apărut o felul de speculații referitoare la starea de sănătate a lui Vladimir Putin, cum că fața sa umflată sugerează că ia medicamente pentru cancer sau steroizi, că expresia sa arată că suferă în mod constant, ceea ce ar putea să-l facă mai agresiv. Cam acestea ar fi niște explicații pentru comportamentul său după ce a atacat Ucraina, cum că ar vrea să lase o moștenire care să rămână apoi în istorie. Uitându-ne la ce s-a întâmplat în ultimele 2 săptămâni, pare plauzibil un astfel de scenariu? Da, aș vrea numai să pun lucrurile un pic în context. Noi discutăm de cele mai multe ori de niște înclinații psihologice, de boală sau știu eu ce predispoziții, atunci când analizăm de regulă regimurile autoritare sau totalitare chiar. Și de ce facem asta? Pentru că acolo puterea, ca și în cazul domnului Putin sau regimului Putin, e concentrată în mâna unui singur om. Și dacă se scoală cu fața la cerceaf, cum spun, aș spune așa neacademic, e posibil ca un regim de tipul ăsta să fie nu influențat de o predispoziție sau boală sau așa mai departe. De asta cred că atâta atenție. Acum aș lua cu precauție toate informațiile respective. Cu siguranță domnul Putin e îmbătat de ceva și suferă de o boală de care suferă toate regimurile autoritare și toți liderii. E vorba de setea de putere și beția puterii, care știu, sunt studii psihosociale care pun în evidență modul în care persoane, nu, și e vorba și de liderul de la Kremlin deja, care nu, după prietenul lui Lukashenko, are totuși o domnie extrem de lungă și vedem, am văzut un element, dacă vreți, foarte important în discuția pe care a avut-o, nu aici cu domnișoarele care le prezentați în imagine, stewardesele
pe care îl privesc cu admirație. Bine, și despre aceste imagini se spune că ar fi fost trucate. Trucate, da, cu domnișoara din dreapta lui, înțeleg că a mai fost, ba pe scar într-o altă imagine, ba vânzând înghețată într-o regie sau o coreografie din asta specifică unor regimuri de tipul... Și nu numai acesta. Asta, în imagini se vede la un dat cu mâna îi trece prin stativul microfonului. Da, am văzut și eu. E posibil să fie adevărat, e posibil să fie butaforie. Repet, e poate mai puțin important, dar asta e problema importantă și de asta discutăm și stăm o lume întreagă, nu captivi unui personaj care are concentrată foarte multă putere în... O ultimă întrebare pentru dumneavoastră, domnule Stavre. Comportamentele nu sunt predictibile, despre asta e mai... Da, vreau să ne mai spuneți un lucru. L-am auzit pe un purtător de cuvânt de la Kremlin, de fapt am văzut o declarație a dânsului, prin care spunea, de fapt evoca câteva condiții pe care dacă ucrainienii le îndeplinesc, încetează brusc războiul. Și anume, spune așa, Ucraina să fie stat neutru, să nu adere la NATO, să accepte faptul că peninsula Crimea face parte din Rusia și să acorde, practic, statutul de teritorii independente celor două regiuni despre care am tot vorbit și unde, mă rog, Donbas și, cum îi spune celelalte? Donetsk și Luhansk. Donetsk și Luhansk. Această declarație a purtătorii de cuvânt de la Kremlin ne arată că undeva parcă se mai domolesc, că rușii sunt dispuși să înceteze această ofensivă? Da, aici, vedeți, genul ăsta de argument ar fi fost extrem de facil într-o negociere, atâta vreme cât armele n-ar fi început să vorbească. Și știam de lucrurile astea. De altfel, regimul lui Putin controla Donbasul. În agenda, dacă vreți, a discuțiilor în patru... În formatul Normandia, federalizarea Ucrainei era una din propunerile pe masă. Neutralitatea Ucrainei și faptul că NATO nu va, că Ucraina nu va intra în NATO. Deci toate astea erau pe masă și ele erau cumva niște garanții. Ori când ataci și deja renunți la diplomație, să folosești retorica asta și să spui lucrurile astea, nu, unul, că nu mai ești credibil. Cel mai important, sau cel mai important element, vorbesc cu studenții mei de anul întâi de regulă, în relațiile internaționale, este încrederea. Încrederea se câștigă extrem de greu, se pierde foarte ușor. Ce tip de credibilitate mai poate să aibă un lider sau un tip de regim care a încălcat sau a făcut tot ce a putut ca să contrazică fiecare afirmație pe care am auzit-o din gura domnului Putin, Lavrov sau Peskov mai devreme? Da, e o discuție, sunt niște argumente pe masă. E bine că va exista o întâlnire la vârf sau mai la vârf decât avem în Belarus acum, anunțată întâlnire din Turcia, dar eu aș fi în continuare rezervat la a crede, nu, că Rusia, dacă va primi, hai să spunem prin absurd, aceste garanții, ei vor opri focul. Mai întâi trebuie să oprească focul și după aceea, ca un semn de bunăvoință și de încredere pe care trebuie să-l recâștige, putem să înțeles. Discutăm la masă, să discutăm. Vă mulțumesc foarte mult, Miroslav Tașcu Stavre, pentru această intervenție. Vă așteptăm cu drag și în edițiile următoare, Raport Special. Domnule Hartman, aceleași întrebări, practic. Începem cu imaginile pe care le-am văzut, care ar fi trucate, cu verdictul pe care l-a pus la un dat un specialist în ceea ce privește pe domnul Putin, cum că ar avea probleme de sănătate. Ba chiar am văzut și un cunoscut psihiatru care spunea că pe lângă acele probleme de sănătate menționate, domnul Putin ar mai avea și niște probleme psihice, adică apar tot felul de păreri, nu știu, dacă să le luăm în seamă sau dacă să le ignorăm. Pot fi explicate acțiunile lui Putin în circumstanțele acestea? Acum, un cancer nu va explica un război, ca să fim foarte clari. Și nici în cazul lui Hitler nu a fost, crimele hitleriene nu au fost explicate prin schizofrenia lui și prin desantul lui absolut în infernul psihologic în care a trăit ultimii 20 de ani de viața lui. Dar... putem găsi, eu nu cred în istoria cu cancerul lui Putin. Mie mi s-a întâmplat acum 7-8 ani, chiar povesteam la un alt post de televiziune, cum un înalt demnitar al statului român îmi spunea așa pe șestache, pe secret, că președintele Turciei Erdogan are cancer și că va muri în 2 ani. Că are el de la marțieni și de la jupiterieni informații. Și bineînțeles că domnul Erdogan este bine mersi astăzi. Era vorba de un cancer pe care bărbații la bătrânețe îl fac.
Și din nefericire, deciziile luate atunci de acel demnitar al statului român își aveau bază într-o informație falsă, într-o dezinformare totală. Deci eu n-aș crede în asemenea diagnostice. Până nu vezi dovada medicală, n-ai... Bine, și până la urmă, de fapt, rămân acțiunile. Acțiunile însă sunt foarte clare. Urmările... România se află la granița unei barbarii. Noi suntem la granița unei barbarii. Un stat a atacat alt stat. Rusia a atacat Ucraina. Simplu. Folosindu-se de acest război pentru a-și îndeplini, ca să fim foarte clar, niște obiective care sunt în contradicție cu mersul istoric. Ucraina are dreptul suveran să decide să intre în NATO, să intre în UE, să intre în orice alianță. Ucrainei s-a garantat integralitatea teritorială prin acel document semnat la Budapesta în 1994, 6 decembrie, atunci când a renunțat la arsenalul nuclear, da. Erau acolo Statele Unite, Anglia, da, UK și Rusia. Și Rusia, da, ca și garantori. Și acolo este cu tot o altă discuție. Garanțiile de securitate oferite prin memorandumul de la Budapesta se referă doar la recunoașterea granițelor. Atenționez că la ora actuală României au trebuit 17 ani ca Ucraina să-i recunoască granițele, care existau în 1992, apropo. La dispariția URSS-ului, ele erau prin tratatul cu Națiunile Unite, prin prezența noastră în Națiunile Unite, erau recunoscute deja. Polonia, în acest moment, nu are un tratat de bună vecinătate cu Ucraina, Lituania și Letonia la fel. Deci acolo există și o întârziere din punct de vedere al procesului legislativ și internațional de recunoaștere a acelor granițe. Iar ceea ce s-a întâmplat la Budapesta a fost o dublă cheie, de fapt. A fost finlandizarea, primul proces de finlandizare, adică prima cheie, ne dai bombele atomice, nu te atacăm, și al doilea, dacă te declar neutru, din punct de vedere militar, în acel moment Rusia nu va face niciun gest din punct de vedere militar. Din nefericire, drumul Ucrainei nu a mers așa cum l-a prognozat Ucraina, adică spre democrație, economie de piață, integrare europeană, integrare nord-atlantică. Am avut momentele fundamentale de rupere a istoriei moderne ucrainiene și nu mă refer decât la 2014, este un moment foarte nebulos. Iar din acest punct de vedere pot să spun că ceea ce vedem astăzi nu este decât o agresiune la adresa unui stat suveren care, din nefericire, în ultimii 30 de ani nu a reușit să-și găsească complet și cum trebuie drumul. Să nu uităm că noi am avut un astfel de moment istoric, venirea minerilor la București. Au de fost multe ori. Două, da, au fost momente, trei. Da, au fost momente în care istoria unei națiuni poate să fie frântă. Absolut nefast. Și absolut nefaste. Atenție. Ne-a tras foarte mult, da, în urmă. Ne-a întors în timp, practic, da, acel, da, moment, de fapt, acele momente. Da. Oamenii își pun întrebări, oamenii au emoții, oamenilor le este teamă. Nu știu la ce să se aștepte. Pe de altă parte, vedem că premierul Nicolae Ciucă ne dă mesaje prin care ar trebui să mai disipăm aceste temeri. Iată ce a spus Nicolae Ciucă. Da, spunea premierul României Nicolae Ciucă următoarele lucruri, că degeaba încearcă să ne facă să ne fie frică, pentru că nu avem de ce să ne fie frică. Există măsuri concrete care s-au luat în interiorul Alianței Nord-Atlantice, astfel încât statele de la frontiera estică a Alianței să beneficieze de măsuri întărite și consolidate de descurajare și apărare. Este o retorică folosită în ultima perioadă, prin care se caută să abată atenția de la ce se întâmplă real în teren în Ucraina. Suntem în legătură telefonică directă și cu domnul amiral Virgil Chițac. Bună seara, domnule Chițac, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație. V-am invitat nu în calitate de primar al orașului Constanța, ci a experienței, da, pe care o aveți în domeniu. Da, vă rog. Bun, știm foarte bine că suntem practic vecini la Marea Neagră cu Rusia. S-a tot vorbit, da, despre puterea armată nautică, nici nu știu cum să-i zic, navală, să mă completați, navală, da, pe care o are Rusia acolo. Din câte înțeleg, este complet disproporționată. Noi tot mai așteptăm acele 4 corvete de care nici nu s-au apucat. Dar avem aliați puternici, este Turcia, cu cam a șaptea armată a lumii are Turcia, dacă nu mă înșel. Facem parte din NATO. Cu toate a doua armată a NATO. Da, cu toate astea oamenii toți sunt îngrijorați. E normal să fie. Legat de puterea lor la Marea Neagră, puterea navală, vă pot spune, fără a vrea să îngrijorez pe nimeni, fără a dori să fac lucrul ăsta, că în urma unui exercițiu Caucaz, cred că 2018,
șeful statului major al forțelor armate, Gerasimov, generalul pe care l-ați văzut acolo lângă, lângă ministrul Șoigu, a declarat, deci la 4 ani de la anexarea Crimeei, știți că Crimeea a fost puternic militarizată după anexarea din 2014, a declarat așa, că la Marea Neagră, Rusia este capabilă în orice moment să distrugă orice țintă din momentul în care se pune în mișcare în portul de dislocare. Deci acolo avem un complex militar foarte puternic. În Crimeea, construit, să știți, nu pentru Marea Neagră. Anexarea Crimeei trebuie să o înțelegeți din perspectiva proiectării puterii Rusiei în estul Mării Mediteranene și s-a văzut asta în războiul din Siria. Deci aia a fost miza la momentul. Însă, într-adevăr, rușii sunt foarte puternici din perspectiva asta și sigur că chiar și cu noi suntem noi, bulgarii și turcii, suntem în NATO, putem spune că reprezentăm așa militar vorbind o contrapondere, însă sunt puternici aici. Bun, am văzut și mesajul premierului Nicolae Ciucă, prin care ne spunea că nu trebuie să ne facem griji, dar pe de altă parte am aflat și despre proiectul de lege pe care îl pregătesc și anume toți bărbații cu vârstele între 18 și 60 de ani să fie trecuți în rezervă generală. Da. Acum nu știu exact, iertați-mă, dar nu știu exact ce prevede, nu știu care e legislația ce guvernează zona asta. Ce pot eu să vă spun și intrând așa și pe un teren politic? Eu cred că opoziția asta generală a lumii democratice la ceea ce se întâmplă în Ucraina, acțiunea lui Putin, este un preț care trebuie plătit. Și am plătit un preț mult mai mare dacă am merge pe zona asta de inacțiune. El vrea, de fapt, să rupă țesătura asta ordinii mondiale, care după al doilea război mondial s-a bazat pe reguli, pe tratate, pe convenții. Costul pentru oprirea lui Putin este mare, așa cum vedeți. Însă am plătit un cost și mai mare pentru că ar însemna să rescriem ordinea mondială. În momentul ăsta, toată lumea democratică și toată lumea, cum să spun eu, onestă, trebuie să acorde sprijin pentru poporul ucrainean. Iar sprijinul ăsta trebuie continuat pentru democrație, pentru ca orice stat să-și poată alege propria soartă. Altfel ne-am întoarce la o geopolitică de secol XVII, ceea ce vrea domnul Putin. Adică el ce vrea, ca să rezumăm? El vrea ca marile puteri, în sfera lor de influență, să dicteze. Adică să nu se ia nicio decizie în proximitatea lor fără ca ei să fie de acord. Ori asta nu se poate, mai ales după al doilea război mondial. Asta, repet încă o dată, este o geopolitică de secol XVII. Eu am mai spus în câteva intervenții de acum 2 ani de zile. Eram senator și aveam calitatea de șef al delegației României la adunarea parlamentară NATO și sigur că mergeam la ședințe, discutam cu colegii parlamentari tot pe zona asta din toate țările membre NATO și nu numai. Știam că lucrurile se duc într-o anumită zonă. Nu știam când va fi coliziunea. Însă ceea ce este periculos în momentul de față este că, spre deosebire de exemplu de anii dinainte, 89, când Rusia era condusă de un birou al Partidului Comunist, da? Erau niște membri de partid, da? Acum Rusia este condusă de niște oameni care au făcut parte din structura serviciilor secrete, care își asumă riscuri. Pentru că asta e educația lor. Da? Ori din perspectiva asta, lucrurile devin un picuț mai periculoase. Da, chiar imprevizibile. Vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție, domnule Chițac. Cu stimă. Alexandru Petrescu, discutam chiar cu dumneavoastră în urmă vreun an, când eram în timpul pandemiei. Dumneavoastră aveți competențe în zona asta digitalizării, ați fost și ministru al comunicațiilor, sunteți foarte priceput aici. Și mi-aduc aminte că spuneam că în zilele noastre un război se poartă altfel, digital, cibernetic, pandemia. Nu ne mai gândeam la un astfel de război în sensul clasic. Acum a venit domnul Putin și a dat totul peste cap.
Bun, acum disputa în spațiu digital se desfășoară de ceva timp, de ani buni. Deja am văzut multe state din zona Uniunii Europene au fost afectate, se și pune întrebarea, există articolul 5 și pentru conflictul în spațiu digital? Este o întrebare la care nu s-a găsit răspuns, dar dacă răspunsul ar fi da, contează și pentru spațiu digital disputa, pe semne statele ar fi trebuit să reacționeze. Am văzut în ultimul timp că s-au intensificat aceste atacuri cibernetice asupra instituțiilor din Ucraina. Ne așteptăm să continue această șarjă digitală asupra instituțiilor. Ransomware, tot felul de alte tipuri de atacuri sunt omniprezente pe tot spațiul digital cu scopul de a-i scoate din funcționalitate, dar evident că acum vedem de o dublare și de boots on the ground, cum se spune. Sunt centrale nucleare atacate, sechestrate, scoase eventual din funcțiune, scoase eventual din funcțiune pentru a până ne-am dumirit limita, sau că ne-am pentru dat a limita accesul la energie, dar vom vedea foarte multe atacuri în continuare. Problema atacurilor cibernetice este foarte dificil de a avea cu certitudine paternitatea, geneza atacului. De aceea ele se pot șterge foarte bine urmele. De fapt, aș spune că 90% din... Acum depinde și de modalitatea atacului, de geopolitică, de tensiunea interstatală, dar de cele mai multe ori într-o investigație în urma unui atac, dacă încerci să afli care a fost geneza, în primă instanță, urmele mai degrabă plasate decât identificate nu te duc la adevăratul punct, sursă, generatoare de atac. Adevăratul vinovat. Da. Deci de cele mai multe ori este foarte greu să vezi care a fost atacatorul cibernetic. Sunt grupuri, sunt actori statali, sunt actori non-statali. Acum pe Dark Web poți să-ți cumpere atac as a service, pur și simplu plătești și cineva atacă numele tău la țintă. Dar nu-i sperie atât de tare precum îi sperie războiul în sensul clasic. Războiul în sensul clasic este unul înfiorător, acum îl vedem și cu ochii noștri. Nu ne imaginam că se mai poate întâmpla așa ceva în Europa. Dar totdeauna ni se părea că e undeva în frontiere, în frontiere îndepărtate și poate nici imaginea refugiaților, poate nu o percepeam. Ce scuze că trebuie să vă întrerup, dar luăm publicitate. Dar revenim la discuția noastră. O să avem două vești, doamnelor și domnilor. O veste bună și o veste mai puțin bună despre acele pastile cu iod despre care s-a tot discutat și știți foarte bine că zilele trecute oamenii făceau cozi la farmacii pentru a cumpăra aceste pastile. Așa cum vă spuneam, după publicitate, veste bună și veste proastă despre aceste pastile atât de necesare în cazul unui accident nuclear. Revenim imediat. Visezi la un somn odihnitor? Încearcă OptiSomn, ce conține melatonină, pasiflora și hamei care te pot ajuta să adormi. OptiSomn. Noapte bună! Știai că o capsulă Ariel plus Extra Clean Power îndepărtează petele mai bine decât două doze de detergent lichid ieftin? Ariel All-in-One Pods cu tehnologia PureZyme curăță în profunzime petele dificile. Încearcă acum, iar dacă nu ești mulțumit, primești banii înapoi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea. Orice început de săptămână îți aduce o idee bună. Cu Kaufland Card între 7 și 8 martie ai buchet de la lele, 9 fire la doar 11,99 lei. Kaiser Franz Josef, ulei de măsline extra virgin la doar 13,39 lei. Și Onda Prosom Monorolă la doar 7,99 lei. Kaufland Card. Lucrurile bune vin ușor. Probleme cu articulațiile? Încearcă Supra Max Articulații, ce conține colagen pentru funcționarea normală a articulațiilor. Supra Max Articulații. Întinerește-ți mobilitatea. În martie, Audionova îți oferă testarea auzului gratuit. Lasă-ți auzul în mâinile specialiștilor. În luna sănătății auzului, vino în centrele Audionova din toată România. Sună acum la 031 9599. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile. Mm.
Există ceva la fel de ușor care să ne aducă un zâmbet atunci când suntem împreună? Sigur, este în frigider. Cremă ușoară de lapte cu o picătură de miere învelită în două felii de pandișpan pufos. Kinder felie de lapte, un desert simplu pentru zâmbete largi. Știm că atunci când simptomele de răceală și gripă apar, totul pare mult mai greu de făcut. Chiar totul. De aceea, Nurofen Răceală și Gripă combina acțiunea antiinflamatoare a ibuprofenului cu efectul decongestionant al pseudoefedrinei și calmează simptomele de răceală și gripă, acționând direct la sursa acestora inflamația. Iar viața de zi cu zi își recapătă ritmul. Nurofen. De simptomele de răceală și gripă ne ocupăm noi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Cauți un produs împotriva căderii părului? Farmaciștii Catena știu cum să te ajute. Luna aceasta, Parusan șampun stimulator de 200 ml costă doar 38 de lei și 90 de bănuți. Prinde ofertele lunii la Farmacia Inimii Catena. Always Discreet oferă o gamă largă de protezi slipuri, absorbante și lenjerie de unică folosință pentru pierderile urinare. Alege protecția potrivită pentru tine. Am gâtul inflamat, nici nu pot înghiți. Și pe mine începe să mă doară în gât. Fiecare durere este diferită și trebuie tratată diferit. Strepsils intensiv cu efect antiinflamator pentru durere puternică și gât inflamat? Sau Strepsils miere și lămâie, care calmează durerea în 5 minute? Recunoașteți durerea. Strepsils intensiv sau Strepsils miere și lămâie. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele. Fă cunoștință cu Fairy Max Power, într-o sticlă ingenioasă cu susul în jos. Spălarea devine atât de ușoară, ușor de ținut, ușor de turnat, ușor de curățat. Gata! Fairy Max Power, de până la 4 ori mai rapid în eliminarea grăsimii dificile. Înainte de primul zâmbet, de prima mișcare sau de test, alege Femibion. Combinația sa de acid folic și metafolin crește aportul de folați necesari pentru reducerea riscului dezvoltării defectelor de tub neural. Femibion, numărul 1 în Europa. Femibion este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Masca Pantene Keratin Protect ajută la repararea deteriorării părului după prima utilizare. Trăiește transformarea Pantene pentru un păr wow! Pentru o curățenie rapidă e frustrant să scoți aspiratorul. Și să ștergi praful nu e ușor. Așa că acum folosim pămătuful și mopul de la Swiffer. Fibrele pufoase captează praful dintr-o mișcare. Te-am prins! Iar lavetele texturate pentru podele rețin murdăria, praful și părul. Swiffer, e neașteptat cât de ușor faci curat. Știm că atunci când copiii sunt sănătoși, ei sunt plini de energie. Însă febra le poate strica buna dispoziție. De aceea, Nurofen pentru copii cu ibuprofen țintește febra și durerea copiilor, administrat odată la 8 ore, calmând inclusiv febra ce poate apărea post-imunizare. Ei se pot bucura de joacă, de febră și durere ne ocupăm noi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Milky și Chucky știu că dragostea poate arăta în moduri diferite. Cu linii drepte sau cu forme arcuite. Kinder Maxi e perechea perfectă dintre ciocolată și interiorul cremos cu lapte. Kinder Maxi, maxim de bun. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Vă spuneam ceva mai devreme că avem o veste bună și una mai puțin bună. Ambele vești vin de la Alexandru Rafila, care susține că România de mâine, 8 martie, va începe producția de pastile cu iod. Cam 2,5 milioane de pastile vor fi produse într-un interval de 48 de ore. Vestea mai puțin bună este că nu putem lua aceste pastile profilactic. Nu avem cum să le luăm înainte, pentru că fac mai mult rău înainte de un eventual dezastru nuclear. Dar să-l urmărim pe domnul Rafila. Începând de mâine, compania antibiotice Iași va fabrica o mare cantitate într-un rit de 2,5 milioane de pastile la două zile, în 48 de ore.
un necesar făcut de către Institutul Național de Sănătate Publică și Comisia de Endocrinologie a Ministerului Sănătății. Este vorba de maxim 30 de milioane de doze, de comprimate. Dar aș vrea totuși un lucru extrem de important pentru toată lumea. Iodura de potasiu nu e panaceu universal, nu se ia preventiv. Noi am dat de la Ministerul Sănătății un comunicat de presă săptămâna trecută și am spus foarte clar că este o substanță care se administrează strict la indicație pentru un timp limitat pentru anumite categorii de persoane. Este foarte important așadar ca oamenii să știe că nu pot lua preventiv aceste pastile și spunem acest lucru pentru că am văzut zilele trecute, săptămâna trecută, cum oamenii stăteau la farmacie, la coadă, pentru a cumpăra pastile de genul acesta. Vestea bună este că începe această producție de pastile de iod, vor fi făcute la Antibiotice Iași, dar n-am venit cum să ne aducem aminte ce s-a întâmplat în 1986. Eu eram elev de liceu. Cum? Asemenea. Și când Nicolae Ceaușescu a oprit o țară două zile și ne-au dat iod. Da, foarte mulți părinți renunțau la tableta lor de iod. Și le-o dădeau copiilor pentru a fi mai bine protejați. Acolo iar era vorba de lipsă de informație, pentru că o cantitate în exces nu făcea bine. Este o otrăvitoare. Deci trebuie spus foarte clar, o cantitate în exces de iod este o otrăvitoare pentru corpul uman. Ca să fim foarte clare, exact cum dacă iei aspirină în exces, este la fel o otrăvitoare pentru corpul uman. Deci mare atenție. Noi producem iod nu pentru că ne-am teme de un atac nuclear, trebuie și acest lucru să-l explicăm foarte clar. Nu există niciun oameni bun, nu există niciun pericol nuclear din acest punct de vedere. Jocul lui Putin cu centrala nucleară este un joc care de fapt se referă la un dialog cu Statele Unite și nu cu Ucraina. Deci să fim foarte clar, nu va exploda, Doamne ferește, niciun reactor. Nu va ataca nimeni și nu va da drumul nimeni unei radioactivității, dar nu luați iod, oameni buni, potruiți-vă cu acest lucru. Avem posibilitatea de a ne informa, nu mai este ca pe vremea lui Ceaușescu, luăm o nouă pauză de publicitate, o să discutăm atunci când revenim și despre starea armatei române, despre dotările pe care se bazează armata noastră, dar o să vorbim un pic și despre salariile pe care le primesc militarii activi. Revenim imediat. Gustarea de ovăz e alături de tine oricând și oriunde. Gustarea hrănitoare pentru orice pauză. De la Vitalis. Eu zic să ne relaxăm direct la sursă. Acolo sigur găsim o masă. Bună relaxarea asta. Direct de la sursă. Ciucaș, e timpul relaxării. Arată-ți dragostea cu Puf, prăjiturile de la Dr. Oetker. Kinder Country, un mix unic de cereale într-o umplutură fină de lapte învelită în ciocolată, pentru micile tale pauze de peste zi. Evadează în natură cu Kinder Country. Tic-tac, prospețime delicată pentru o zi minunată. Intră pe tictac.ro, creează mesaje drăguțe și fă-ți prietenii să zâmbească. Te confrunți cu arsuri gastrice și Vlad suferă din cauza lor. Uneori, după ce mănânc, am o senzație de arsură în capul pieptului. Este foarte neplăcut. Aș vrea să știu de ce apare. În timpul digestiei, acidul gastric poate urca în esofag, iritând mucoasa și astfel apare senzația de arsură. Gaviscon creează rapid un strat protector în stomac, care calmează arsurile și previne refluxul acidului gastric. Cu Gaviscon, Vlad se bucură de zile din plin. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă simptomele nu se îmbunătățesc după 7 zile, consultați medicul. O zi plină îți poate aduce și dureri de cap. Nurofen Express Forte Capsule Moi are o absorbție
reacție rapidă și acționează rapid împotriva durerii. Tu bucură-te de o zi plină. De durere ne ocupăm noi. Cu o motosapă bună faci într-o zi munca pe o săptămână. Milioane de români lucrează cu utilajele Ruris. Alegeți motosapa potrivită din cea mai mare gamă din România. Iubesc femeia, mamă sau fiică, ea-i primăvara. Anotimpul meu e dor, dă-mi iubire tuturor, bucurie anilor. Iubesc femeia, când e femeie, a vieții cheie. Doar prin voi o găsesc. La farmacia inimii Catena. Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea. La Penny întotdeauna vei găsi ceva care îți va aduce o mare bucurie. Produse de calitate la prețuri bune și oferte pe gustul tău. Săptămâna asta la Penny găsești Jacobs Krönung cafea măcinată 500 grame la 16,99 lei și portocale plasă 2 kg la 5,99 lei. Penny. Economisim bani, nu dragoste. Există ceva la fel de ușor care să ne aducă un zâmbet atunci când suntem împreună? Sigur, este în frigider. Cremă ușoară de lapte cu o picătură de miere învelită în două felii de pandișpan pufos. Kinder felie de lapte, un desert simplu pentru zâmbete largi. Investește în sănătatea sistemului osos și muscular. Farmaciștii Catena știu cum să te ajute. Luna aceasta, pachetul Ostart Complex 20 de comprimate plus cană cadou costă doar 16 lei și 90 de bănuți. Prinde ofertele lunii la Farmacia Inimii. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Senzație de arsură la urinare? Farmaciștii Catena știu cum să te ajute. Luna aceasta, urina la cut 10 tablete costă doar 35 de lei și 90 de bănuți. Prinde ofertele lunii la Farmacia Inimii Catena. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Există ceva la fel de ușor care să ne aducă un zâmbet atunci când suntem împreună? Sigur, este în frigider. Cremă ușoară de lapte cu o picătură de miere învelită în două felii de pandișpan pufos. Kinder felie de lapte, un desert simplu pentru zâmbete largi. Durere de spate? Durere articulară? Voltaren Forte Gel cu diclofenac 2% ameliorează durerea timp de până la 24 de ore și accelerează recuperarea. Voltaren Forte Gel este mai mult decât mișcare. Este bucuria mișcării. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Un strănut. Și vezi că am joacă feste. Sună cunoscut? Încearcă-n Always Discreet. Toate protez slipurile pentru pierderi urinare păreau la fel, dar acestea sunt diferite. Mijlocul superabsorbant reține mirosurile și lichidul. Pentru protecție în fiecare zi. Always Discreet. Tot vorbim aici la emisiune despre faptul că veniturile noastre sunt mult mai mici decât în restul Uniunii Europene, despre faptul că prețurile sunt cam la fel ca în Franța, în Germania și așa mai departe, dar câștigăm mult mai puțin bani. Din păcate, același lucru se întâmplă și în armata română,
unde salariile sunt mult mai mici decât în NATO. Și o să vă dăm acum câteva exemple, o să vă arătăm câți bani câștigă militarii noștri. Iată, un soldat gradat profesionist câștigă între 1839 și 4117 lei, un maestru militar între 2290 și 5976 de lei, un subofițer fără comandă câștigă între 2284 și 6132 de lei, un ofițer fără funcție de comandă între 2443 și 11576 de lei și, în fine, un ofițer cu funcție de comandă poate ajunge la 18142 de lei, dar salariul pleacă de la 2733 de lei. Sumele sunt foarte mici dacă ne gândim că acești oameni sunt la dispoziția statului român să-l apere cu prețul vieții în orice clipă. Într-adevăr, acum și meseria de militar, fiindcă ea a devenit o meserie, ține și de o vocație. Trebuie să fii făcut să faci asta, trebuie să-ți dorești să faci asta. Într-adevăr, sunt o serie de restricții pe care un militar le înregistrează. Nu au voie, poate, să activeze în spațiul comercial, să fie antreprenor, să aibă firme, etc. Și multe, multe altele. Pe de altă parte, și statul îi compensează cu pensii. Nu vreau să cuvânt, bine, vreau nu să pe cuvântul toți, speciale care are, une, are așa o încărcătură peiorativă, foarte, dar există și anumite beneficii, au acces la un lanț de spitale militare, după cum probabil cu toții știm. Să spunem că e un anumit echilibru. Spitalul militar din capitală e deja spital universitar, nu mai este dedicat militarilor. Se încearcă crearea un anumit echilibru între ceea ce acești oameni dau de la ei, ceea ce vorbim de aceste privațiuni, ci, acum cum vreți să spuneți, nu prea că reușește. Bine, că păi nu prea reușește statul român să-i plătească așa cum ar trebui. Să-mi termin. Păi, bun. Nicăieri neapărat un militar nu trebuie să fie plătit ca un CEO de multinațională. Are și aici o ierarhie și structura militară. Dar din moment ce facem parte din NATO, nu ar trebui ca salariile să fie la nivel NATO? Și România facem parte din Uniunea Europeană, exact. Poate și pensiile ar trebui să fie ca în România. Germania. Nu are bugetul militar al unei țări NATO. Noi suntem țară NATO, dar de exemplu nu ne putem tocmai compara cu Franța și Italia. Crescut procentul din PIB de la 2% la 2,5%. Dar Germania tocmai și-a crescut procentul din PIB, 200 de miliarde pe an. Adică PIB-ul României integral. Cât a spus? 200 de miliarde de euro pe an va 200, da Germania. Cam 250 avem. 100 numai pe înzestrare. Aproape cât tot PIB-ul, PIB-ul exact, României. Aproape cât tot PIB-ul României. Deci, da, asta pentru că și PIB-ul Germaniei e cam de 4.000 de miliarde. Adică da, 3,8 trilioane, cam, nu miliarde, trilioane. Da, păi asta înseamnă, adică, da. Adică da. Așa, ne raportăm la PIB-ul lor. Din acest punct de vedere, nu putem să ne comparăm cu salariile soldaților din Germania, cu toate că și acelea sunt foarte restrictive din acest punct de vedere. Dacă mi-am amintesc bine, s-ar putea să greșesc, sper să nu fac această greșeală de debutant, 1800 de euro brut este salariul unui soldat în primul an de semnarea contractului cu armata germană. 1800. După aceea crește odată cu specializarea sa. Păi și la noi, 1839 de lei. De lei. Deci diferența este totală. Sunt diferite tipuri de alte beneficii. Da, vorbim de educație, vorbim de accesul la educație militară, la master, la specializări. În Statele Unite, de exemplu, soldatul îi se asigură plata integrală a educației de la bacalaureat, sau ei nu au bacalaureat, au the college, au colegiu, de la colegiu până la terminarea facultății. Armata, după 3 ani sau 5 ani de contract, îți plătește integral educația. Deci, sunt diverse state cu diverse proiecte. Familia de mutare are beneficii. Familia... Familia are beneficii, da. Sunt beneficii în special medicale. Sunt în special beneficii medicale. Nu cunosc în România care sunt beneficiile unei familii de militar, dar știu un singur lucru. Lăsând vocația, decizia de a plăti într-un final, într-un conflict cu prețul vieții, nu cred că are preț. Nu are decât prețul respectului unei națiuni și unui stat față de armata sa. Deci, până la final, oricât câți bani am da, oricâte beneficii am da, faptul că un tânăr sau o tânără au decis să plătească cu viața într-un moment, uite cum este Ucraina, de exemplu. Nici o sumă nu poate compensa, nu poate compensa acest lucru. Dar și atunci se compensează prin acest respect pe care noi trebuie să-l arătăm armatei, indiferent de ceea ce noi credem despre salariile lor, despre beneficiile lor. Auzeam această nărozie, ca să-i spun cuvântul frumos, cu pensiile militarilor, că sunt pensii speciale. Corect, nu, ele corect, sunt pensii corect. De serviciu.
Absolut. Ele nu sunt pensii speciale. Așa, deci, așa asta este o insultă pentru corpul ofițeresc și corpul militar în sine. Eu am relații foarte bune cu și cunosc armata în general și corpul ofițeresc și corpul de soldați și țin minte că erau foarte insultați de acest model de punerea problemei, de acest model de comunicare a unor politicieni foarte veroși care vorbeau despre aceste pe de altă parte, vreau să vă mai spun un lucru. Mă uitam pe bugetul armatei române, cum sunt distribuiți cei 2% din PIB, banii pe care îi primește armata română, și cum vor fi distribuiți mai departe cei 2,5%. Mai mult de jumătate, spre 60% din acești bani, se duc în salarii. Da. Și în pensiile de serviciu. Să știți că de salarii pe de altă sunt parte, enorme în Occident. Nu e o glumă. Aici aveți dreptate, adică ăștia sunt banii. Da. Nu ai cum. Matematica e o știință exactă. Nu ai cum să inventezi alte cifre pe care să le adaugi acolo în portofelul oamenilor. Adică suntem limitați. Deci Statele Unite au un buget de 80 de miliarde, între care 30% se duc pe resurse umane. Asta înseamnă salarii, asigurări, pensii, etc. 30% din 80 de miliarde. Deci, armata nu costă puțin și o armată profesionalizată, profesionistă, cum se cere în acest moment, să existe peste tot în lume, într-o lume a cyber-atacurilor. Să nu vă imaginați că analiștii aceia de cyber ai armatei sunt plătiți cum sunt la noi, sunt efectiv oameni de mare specializare, chiar dacă nu au grad de general, totuși sunt oameni de mare specializare, care trebuie plătiți la justa lor valoare. Deci acolo costă enorm resursa umană, armata, lăsând roboțelul și drona cu ceea ce vedem în războiul din Ucraina, lăsând toată tehnologia aceasta uluitoare, armata înseamnă și soldat și ofițer. Și acesta este foarte important. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Hartmann, pentru că ați participat la această emisiune. Vă aștept cu drag data viitoare. Vă propun, doamnelor și domnilor, acum să vedem un material despre starea armatei române. Dacă tot am văzut care sunt salariile pe care le primesc militarii, iată cam pe unde ne situăm acum din punct de vedere al echipamentelor de care dispune armata noastră. Bună seara, Alex. Suntem obligați să discutăm în termeni serioși pentru că suntem în plină criză de securitate, chiar la granița noastră cea mai lungă, aceea cu Ucraina. Și odată în plus, chiar și doar tangențial deocamdată, Rusia conturează amenințări și la adresa României. Ca atare, hai să vedem pe ce ne bazăm. În principal ne bazăm pe cea mai inteligentă decizie a clasei noastre politice, care din fericire a fost și dusă până la capăt. Faptul că facem parte efectivă din structurile NATO. Dar faptul că suntem plasați natural pe flancul estic al alianței ne obligă să ne uităm și la armata noastră. Hai să ne imaginăm armata noastră ca pe un tort. Blatul este mai subțire, fiind compus dintr-un efectiv de 68.500 de militari activi și dotări încă insuficiente, din păcate. Multe rămase din vremea Armatei Populare Comuniste, dar la capitolul cremă stăm foarte bine. Avem în jur de 1.800 de generali, avem o armată de generali mai mare decât a multor țări aliate, care moșteniți de la comuniști, care făcuți anual de 1 decembrie prin decret prezidențial. După 10 ani de apartenență la NATO, dotările sunt, hai să spunem, în curs de perfecționare, antrenamentele și reflexele combative ale ostașilor în curs de finisare, iar bugetele încă se duc preponderent pe salarii și pensii și alte nevoi speciale. Desigur, au fost făcute și achiziții de tehnică și armament. Potrivit unui studiu din 2021, România are 68.500 de militari activi organizați astfel. Forțe terestre 35.800, forțe navale 5.500, forțe aeriene 10.700, forțe compozite 16.500. La aceasta se adaugă un număr de 57.000 de combatanți din forțe paramilitare, în special din rândurile jandarmeriei. Forțele militare în rezervă sunt estimate la 53.000 de oameni. Urmând regula universal valabilă, armata noastră se compune din forțe terestre, navale și aeriene. La capitolul armata aerului, să ne aruncăm o privire către cer, nu pentru că de acolo ne poate veni cel mai mare ajutor, ci ca să vedem cu ce am putea să ne angajăm efectiv. Avioane de vânătoare, două escadrile MiG-21 Lancer. Avioane de vânătoare și atac, o escadrilă F-16. Avioane de atac, o escadrilă IR-99 Shoim. Avem și avioane de transport, o escadrilă AN-30 și C-27 Spartan, la care se adaugă o escadrilă de C-130 Hercules. Avioane de antrenament, o escadrilă IR-99 Shoim și o escadrilă Alouette,
cu avioane IR-316 și IAC-52 în componență. Putem să zgâriem cerul și cu câteva elicoptere de transport marca Puma. Avem și o brigadă antiaeriană, serviciu suport comandant, un regiment suport. Pentru că zilnic vedem fotografii cu tancuri pe frontul ruso-ucrainian, să vedem cum stăm și noi la capitolul vehicule blindate de luptă. 377 de tancuri, 785 transportoare blindate, 480 vehicule utilitare blindate, 109 vehicule care pot asigura asistență în caz de atac nuclear, biologic și chimic, 60 de vehicule blindate de patrulare. Puțin, a spune. Bugetul apărării a crescut constant după 2014, când aliații NATO au decis la summitul din Țara Galilor să facă eforturi pentru a aloca armatelor cel puțin 2% din PIB, iar cel puțin 20% din acești bani să fie alocați achiziției de echipamente militare. România a reușit în ultimii 5 ani să investească între 20 și 35% din acești bani în achiziția de echipamente noi de luptă, adică mereu peste ținta de 20% convenită cu NATO pentru procentul din bugetul apărării dedicat în special investițiilor în armament. Cheltuielile statului român cu armata s-au dublat din 2016 în 2020, ajungând în 2021 să depășească 22 de miliarde de lei, adică peste 5 miliarde de dolari. În special, am achiziționat avioane second hand de la Forțele Armate din Portugalia și rachete Patriot. În încheierea acestei scurte treceri în revista armatei noastre, nu voi putea spune eu cum stăm, lăsând această responsabilitate invitaților emisiunii tale. Eu voi spune doar că ar fi de preferat să nu fim aruncați acum în botezul focului. Da, mulțumesc foarte mult colegului meu Dan Știe Tot pentru acest material pe care l-am urmărit împreună. Pe de altă parte, știm că sunt vecinii noștri sunt în război, dar nu doar Ucraina are de suferit din cauza acestui război. Și noi suntem afectați, e adevărat, în mod diferit. Prețul petrolului este tot mai sus, prețul gazelor naturale se îndreaptă spre cifre catastrofale, am putea să le spunem, greu de anticipat până și de oamenii lui Vladimir Putin, iar prețul energiei a ajuns în toată Europa la un nivel nemai întâlnit. Norii foametei ne vor întuneca tuturor viețile. Deja alimentele au prețuri de nesuportat pentru românii cu venituri mici. Pensionarii se gândesc cu groază la ce vor pune pe masa de Paște. Sărbătorile se apropie și cred că cel mai bine ar fi să ne gândim la faptul că speranța moare ultima și că până la urmă totul va fi bine. Avem și un exemplu pozitiv, un exemplu foarte, aș putea să spun mai mult decât emoționant, un copil de 11 ani l-a învins pe Vladimir Putin. A străbătut singur Ucraina și a ajuns în Slovacia spre mirarea și bucuria rudelor care l-așteptau, bineînțeles, cu mare îngrijorare. Iată-i povestea și apoi ne întoarcem să vorbim și să vă prezentăm despre cât de grea ne devine viața pe zi ce trece. Un copil de 11 ani din Ucraina a devenit eroul ultimelor zile. Băiatul și-a luat cu el un rucsac, o fungă de plastic și pașaportul și a pornit singur, fără familie, într-o călătorie de supraviețuire din Zaporojie până în Slovacia. În total a străbătut peste 1200 de kilometri și a ajuns în final la destinație cu trenul. Copilul a fost preluat de pe peron de voluntari care i-au dat hrană și apă. El i-a cucerit pe toți cu zâmbetul său. Curajul și determinarea demne de un adevărat erou, au spus autoritățile slovace. Datorită numărului de telefon de pe mâna sa și a unei bucăți de hârtie din pașaport, el a reușit să ia legătura cu rudele din Slovacia, care au venit apoi și l-au dus în siguranță la Bratislava. Mama băiatului a explicat într-o filmare postată pe Facebook că ea și ceilalți copii ai săi nu au putut pleca din Zaporojie din cauza că trebuie să o îngrijească pe bunică prea bolnavă pentru a călători. Я багатодітна мама та удова. Я хочу висловити свою щиру подяку усім словацьким прикордонникам, усім волонтерам Словаччини, які прихистили мою дитину. Дуже вдячна за те, що ви врятували життя моєї дитини. Бо поруч з моїм містом є атомна станція, яку російські окупанти обстрілюють, і вона горіла. І я не можу залишити свою маму, їй 84 роки, вона не може сама пересуватись. Я посадила сина на потяг, відправила його до кордону Словаччини. Великим серцем врятуйте наших дітей, будь ласка, захисти наших дітей українське. Peste 1,5 milioane de ucraineni au fugit până acum din calea războiului, arată datele oficiale ale ONU. Criza refugiaților din țara vecină are astfel cea mai rapidă creștere de după cel de-al doilea război mondial.
Și ni s-a alăturat în platou domnul Dorin Cojocaru, președinte APRIL, adică Asociația Patronală Română din Industria Laptelui. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Și eu vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Mă bucur că ați venit la raport special. Am văzut imagini emoționante. Le spuneam ceva mai devreme românilor despre prețurile care sunt din ce în ce mai mari, despre scumpirile din ultima perioadă. O să vedem un pic mai târziu și la cât a ajuns petrolul să coste și la cât trebuie să plătească acum cei care cumpără energie pe piața spot, adică de pe zi pe alta. Sunt cifre care ne cam dau fior pentru că am văzut ce s-a întâmplat în ultimele luni când nu era război în Ucraina, când nu se discuta despre faptul că Rusia și Ucraina sunt cei mai mari printre cei mai mari exportatori de cereale, că prețul grâului va ajunge la valorile la care a ajuns. Cu greu am trecut peste această perioadă și bineînțeles că ne întrebăm ce va fi de acum încolo. Dar imaginile pe care le-am văzut cu acel băiat ne dau totuși speranță. Dacă el a reușit, un copil de 11 ani, noi care suntem adulți, cetățeni responsabili, găsim rațional soluții până la urmă, nu? Și guvernanții noștri în care avem încredere, care sunt acolo, la Palatul Victoria, la Ministerul Finanțelor, da, la Ministerul Muncii și la toate celelalte ministere. Îmi spuneați și dumneavoastră, Alexandru Petrescu, în urmă cu ceva vreme și am mai auzit acest lucru încurajator de la mai mulți politicieni, că, domnule, niciun politician nu pleacă de la premiza să facă rău. Toți doresc să facă un lucru bun pentru popor. Sigur. De asta s-au dus acolo. De asta zic și eu că totuși nu trebuie să ne pierdem dumneavoastră speranța. Dumneavoastră a spus că am trecut cu greu de acea perioadă. Nu, n-am trecut. E încă greu. Și până acum câteva luni vorbeam despre impactul pandemiei asupra costurilor de producție, piețelor bursiere și așa mai departe. Acum mai avem o problemă în plus. Acest conflict geopolitic la Nord-Est, care influențează, uneori speculativ, alteori în mod real. Deci, lăsând emoțiile la o parte și empatiile, discutăm pe business, pe afaceri și ceea ce se va întâmpla cu noi, pentru că vrem, nu vrem, trebuie să mâncăm aproape în fiecare zi. Aproape în fiecare zi. Până, am spus așa, prin septembrie până în decembrie, comercianții țineau prețul cât de cât modic, pentru că puterea de cumpărare era foarte scăzută. Dar, cu timpul, materiile prime, atât la produse lactate cât și carne, au început să se scumpească. Pe discuții, pe tot felul de tipuri de produse. La panificație, deci grâul, s-a dus chiar în tavan cu prețul și va fi din ce în ce mai scump. De ce? Pentru că Ucraina influențează foarte mult bursele. Ucraina și Rusia, ca și piețe de export. Păi, împreună export, cam 25% din piața mondială de grâu. Dar în momentul în care îți afectează cerealele ca și piața, automat îți afectează și zootehnia. Deși puiul de carne și porcul, pentru că la porc costurile, cam peste 80% din costurile sunt costurile cu furaj. Deci, la cele procesate, și aici zic la produsele lactate procesate, avem de la 80% până la 70-80% materia primă, după aceea mai ambalajul, ai energia, deci toate cresc. Aici nu se mai pune deja în discuție să găsim un echilibru la prețul de la raft, pentru că și comercianții au costuri pe energie, trebuie să aibă vitrine frigorifice, lumină permanentă, tot felul de consumatori electrici. Deci, toți cei 6-10 factori care influențau costurile de producție și de comercializare au crescut exponențial. Previziunile pe termen mediu nu sunt prea fericite și nici pe termen lung. Pentru că pe lângă faptul, pe termen lung, că nu mai avem îngrășământ chimic, pentru că e foarte scump. Rusia nu va mai exporta pe piața internațională. Necesarul de apă în sol nu e prea grozav. Deci toate aceste lucruri au venit grămadă peste noi. Și atunci ce trebuie să facem? Odată ca și consumator, ca și om de afaceri, dar și ca politician, trebuie să găsim soluția, să facem acele previziuni, simulări și să alegem cea mai bună variantă. Sau să avem mai multe variante. Un cetățean de rând să facă previziuni și simulări? Da, pe bugetul lui. De exemplu, scoate panseluțele și își pune cartofii. Deci o să renunțăm. Eu așa prevăd că peste 12 luni nu prea o să mai avem ronturi cu flori în jurul blocurilor și acasă, o să avem mai mult legume și cartofi puse pe acolo. Mai o roșie, mai un ardei, să mai reducem impactul. Va fi nevoie impactul și de pază în cazul ăsta. Nu o să ajungem chiar să ne dăm în cap pentru o bucată de pâine, dar în momentul în care tu ai factura de plătit la gaz și la energie foarte mare, zici, mă, nu era mai bine ca pătrunjelul să-l am în curte, să nu-l iau de la piață?
Stai și te gândești de multe ori la chestia asta. Pentru că noi atunci când producem ceva în agricultura din România, când mergem și vindem la piață, noi niciodată nu punem munca. Punem materia primă, energia, transportul, dar oamenii, țăranul, uită să-și pună munca lui. De aceea, când vii acasă, hobby, îți pui roșii și eu am început. Mi-am pus legumele de primăvară, verdețuri, mi le pun și eu acasă. Că nu se știe. Azi ești, mâine nu mai ești. Ați văzut ce s-a întâmplat în Ucraina. I-am auzit de atâtea ori pe fermieri spunând că încearcă să-și acopere măcar cheltuielile pe care le-au avut atunci când trebuie să-și vândă producția. Adică au ajuns în situația în care să primească mai puțin bani decât au cheltuit. Nu mai punem și munca pe care au desfășurat-o pentru a avea acele recolte. Întotdeauna majoritatea n-au cărți de muncă. Nu plătesc șase și se trezesc cu pensii foarte mici la bătrânețe când sunt și neajutorați. Noi vorbeam acum un an, doi, sau pe la guvern, sau în parlament, despre chestii ideale. Adică țăranul român să aibă fermă de familie, să poată să producă, să vândă, să aibă un trai decent și să-și plătească și anumite taxe, asigurări sociale și așa mai departe. Nu știu, poate în următorii 100 de ani o să vedem așa. Pentru că foarte mulți, cred că 40% din cei care muncesc în agricultură sunt în situația asta. Și nu e un lucru fericit pentru ei. Dar dacă vorbim despre mâncare, și acum scurt, așa, vă spun că laptele ca materie primă în toată Europa a sărit de 40 de cenți, deci e foarte scump și nu văd să mai ieftinească. Poate e bine pentru fermieri, bine, nu știu cât de bine, că și lor li s-au scumpit furajele, dar pentru consumator este foarte greu, foarte dificil, pentru cetățean de rând și spun de ce. Pentru că produsele lactate se adresează în mod special copiilor și bătrânilor. Avem cerere acum pentru piața din Ucraina, pentru ajutoare. Mă întrebau de lapte praf, cei de la care se ocupă cu astfel de... Și zic, lapte praf în România? De când nu mai producem? De 10 ani. Nu mai există fabrică de lapte praf. Acum avem nevoie. Că vorbeam și mai devreme vorbeam despre militari. Atunci când avem nevoie de ei, îi dăm la spate. Că sunt militari, că sunt medici, că sunt profesori, că sunt producători de alimente. Dar în momentul în care se întâmplă ceva într-un mod foarte violent, ne amintim de ei. Și începem să-i ridicăm în zlăv, după trece și iar îi dăm la așa spate. Așa se întâmplă. Da? De niciodată nu avem o grijă permanentă față de necesarul de bază. Vorbesc despre suficiența de hrană a poporului român și infrastructuri critice de minim 10 ani. Ce facem într-o situație critică? Noi care importăm peste 52% din produsele alimentare. Prețul grâului, da? Săptămâna trecută a crescut cu 40% și după asta, astăzi, a mai crescut cu 7,2%. Păi, astăzi adică se dau zilnic. De la o zi, e undeva la 400 și ceva de euro tona. Acum, de la 100 și ceva de euro, 120, 130 adică de deja euro, sunt voci care spun că războiul ne afectează mai rău decât seceta, pentru că anul acesta este secetos, păi, 2022. Gândiți-vă că Ucraina nu apucă să facă semănăturile de primăvară, ce vom face la toamnă. Eu am o întrebare pentru noastră. Da. Nu există o oportunitate? Ba da. Noi producem 11 milioane de tone de grâu, folosim 4, al treilea cel mai mare producător sau o treime din piața europeană, scuze, nu al treilea, este Ucraina. Ei nu mai sunt în poziție să producă. Noi putem valorifica la o sumă mai mare aceeași cantitate de grâu. Adică problema asta putem nu ne punem sau nu avem voie. Nu e speculație, acum. Este acum, o strict de exemplu, să nu vinde, oportunitate. Adică îmi permit să... Țară care haideți să punem și acum unghiul ăsta, că doar nu ne este interzis. Hai să vorbim pe Mălaiu care l-avem acum. Bulgaria și Ungaria nu fac export. Ei acum și-l țin, pentru că acum era de ținut grâul în silos. Dar noi nu grâu de la Ucraina. Serbia limitează exporturile de cereale. Era bine să-l vindem în mai-iunie și abia în iulie vedeam. Bine, o să zic că o să fie prognoze. Vă spun eu, cu toate prognozele, nu o să acoperiți ceea ce Ucraina și Rusia avea pe piața internațională. Da, mi-a plăcut foarte mult ce a spus domnul Petrescu, pentru că m-am uitat și eu un pic pe cifre. 2021 a fost un an foarte bun. Și am văzut că la grâu și la porumb am produs, nu mai știu, era 11... Da, dar erau cu îngreșăminte chimice. Grâu acum... 11 milioane producem și
uzi interne 4 milioane, respectiv exportăm produse 11 milioane cu îngrășăminte. Principalul concurent era Ucraina. Da, da, domnul Cojocaru se gândește la ceva. Da, 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 înțeleg ce spune. Îngrășămintele se vor reduce cu 50%. Bine că renunțăm la Green Deal ăla. Bun, sper să renunțăm la Green Deal. Dacă noi acum stăm relativ bine pentru că avem aceste resurse datorate bunei producții de anul trecut. Păi da, da, dacă mă refer, ele ar trebui vândute pentru a face profit acum când e mai scump, păi da, sau păstrate pentru a acoperi anul 2022? Va fi și mai mare, pentru că prețul nu se va opri la 450 de euro pe tonă. Ar trebui să limităm și noi acum exportul de cereale, cum a făcut Serbia? Domnul ministru a spus că nu este cazul. Pentru că avem tot ce ne trebuie. Da, la rezerva de stat avem chiar mai mult decât aveam noi de obicei pe stocuri. Aveam rezerva la 450 de mii de tonă, cred că acum sunt peste 750 de tonă. Vreau să vă întreb alt lucru. Anul trecut, în toamnă, domnule Petrescu și domnule Cojocaru, pentru că am tot discutat despre acest aspect, când am înregistrat niște cifre foarte bune și la cereale și toată agricultura, că a fost un an bun, da? Pâinea, de exemplu, tot s-a scumpit. Atunci sunt se discuta despre curent electric, despre facturile energie. Aici vorbim de faptul că avem un grad de procesare, evident că domnul Cojocaru este un expert în domeniu, dar îmi permit și eu să exprim o opinie de față cu dumnealui. Noi avem un grad de procesare extrem de scăzut. Și nu facem față, practic, producției. Al produselor primare, și aici mă refer la grâne. Din păcate știu că lanțurile de magazine au o mare componentă de pâine înghețată, congelat. Importată, congelată, scuze, importată din țări precum Polonia. Deci există o dissoluție numai din analiza acestui aspect. Noi suntem un mare producător de grâne, de grâu mare producător special, de pâine și pe de altă parte și un importator de pâine congelată și din alte țări. Și producător, a spus domnul. Și aici, un mare producător, a treia fabrică ca mărime și tehnologie de pâine congelată este în România, la Turda. Păi și atunci, stați că nu mai înțeleg, de ce s-a scumpit pâinea anul trecut? Doar pentru că este energie electrică mai ține de gaz, ține de foarte mult. Costul de procesare. Cuptorul și materia primă la grâu, din câte mi-amintesc, da, domnul Aurel Popescu, președinte Rompan, era cel care... Și dacă vă spun și de barilul de petrol care s-a făcut $139 ieri... Am băgat motorina acum două zile și iar s-a scumpit. Aici ați greșit. Transportul e foarte important. Ajungem și la combustibil, că la unele benzinării deja benzina a sărit de 8 lei. A fost vorba că reduc acciza. PSD-ul a propus reducerea accizei. De chiar ce așa că v-am prins la mijloc, domnule Petrescu. Da, ce s-a întâmplat? Sunt complementar discuție, nu sunt la mijloc. Nu e la mijloc. Păi da, dar propunerea a venit din partea PSD. Da, așa este. Dar nu a fost susținută de domnul Câțu. În cadrul alianței, coaliției, pot să vă spun că nu s-a identificat o convergență pe această temă. Foarte elegant, frumos ați răspuns. Foarte elegant, nu mulțumesc. Elegant, da. Mulțumesc. Se vede că dumneavoastră aveți mai multă experiență în coaliție decât a avut-o să. Da, da, dumneavoastră sunteți pe pâine congelată la vorbit, lăsați-mă cu serios. Acum serios, domnule Petrescu, deci acciza nu se înjumătățește la combustibil. Eu cred că rămâne în continuare o opțiune și dacă au fost voci care poate nu au găsit această idee a fi optimă, ar trebui să se gândească emitenții acestor opinii. Fiindcă din punctul meu de vedere, dacă nu facem acum ceva pentru a preîntâmpina o criză și mai mare, nu post-factum, post-criză, acum este momentul în care trebuie să facem ceva. Eu sunt unul dintre cei care cred că două lucruri sunt importante. Unu, înjumătățirea, eliminarea, se vedea de la tipuri de utilizare a combustibilului, că vorbim de agricultură, sunt multe utilizări, dar trebuie prin Consiliul Concurenței, mă gândesc că ar fi instituția potrivită, urmărit tariful, prețul, costul la pompă, astfel încât companiile să nu înglobeze în marja de profit această reducere. Foarte important. Da, fiindcă am fost cu toții martorii multor altor reduceri care inclusiv nu s-au resimțit TVA, la momentul la care ai băgat pompa în rezervor. Dar am înțeles din primele calcule că dacă s-ar fi redus cu 50% această acciză, prețul combustibilor ar fi scăzut cam cu un leu. Ar fi scăzut într-adevăr când vorbim de umplerea unui rezervor, se poate cunoaște în special în zona comerțului și zona economică, unde fiecare leuție drămuie. Care sunt, mă rog, și alimentează autoturismul. E vorba de transportatori, pentru că orice produs are componenta prețului. Impactul este 360 de grade radial pe tot ce înseamnă activitatea economică. Prețul transportului este un reper care împinge în sus aceste măsuri. Nu a venit cu o contrapropunere? Adică eu înțeleg să zici, nu sunt de acord cu asta.
Bun. Eu aș vrea să cred că oponenți argumentați nu au fost. Poate au fost discuții în ceea ce privește timingul. Și eu sunt din echipa celor care cred că mai devreme trebuie luată măsura pentru a crea efecte benefice și a diminua, atenua o eventuală culme de criză. Dar timingul este clar pentru toți, de orice parte a baricadei, a ideii am fi, că nu este în favoarea noastră, timpul nu curge în favoarea noastră și probabil vom recurge și la acest opțiune. Vă spun un impact indirect, cum îi afectează pe micii fermierii, s-a scumpit motorina, din punctul de vedere al colectării laptelui. Dacă motorina ar fi avut preț mai mic și tu ai nevoie de lapte, îți mărești suprafața de colectare, area de colectare. Dacă se scumpește transportul, tu nu-ți mai permiți să te duci cu cisternă de 2-3 tone, cu acele bidoane de 1000 de litri, da? De o tonă, să colectezi lapte și atunci faci contract cu ferme mari sau aduci lapte de afară cu cisterna de 25.000 de litri și nu cu aia de 2.000 de litri. Și atunci rămân zone precum zona Bihor, Munții Apuseni sau zona de sud necolectată. Dacă tu nu ai cine să-ți ia laptele, nici vaci nu mai cumperi și nu Haideți mai să vedem ce ne spune. Deci sunt tot felul de jocuri. Ce ne spune doamna economice. Codrea Maria, fermier. Bună seara, doamna Maria. Ne auziți, doamna Maria? Alo? Da, bună seara, doamna Maria. Vă mulțumesc seara, că sunteți alături seara. De noi. Bună seara. Te scuze, vă aud foarte, foarte rău. Ia să vedem. Acum ne auziți mai bine? Vă aud încet. Da. Să știți că ne vorbim destul de tare aici în platou. Mă auziți? Da. Bun. Cum vă este, doamna Maria, ca fermier? Cum vă descurcați? Cât de tare vă afectează faptul că și combustibilul s-a scumpit? Că spunea domnul Cojocaru că în viitor s-ar putea să nu mai găsim nici îngrășăminte, așa cum găseam până acum. Că sunt foarte scumpe. Da, din păcate ne este foarte greu în această perioadă, ținând cont că s-au scumpit toate. Mai puțin, de exemplu, la noi fiind și fermă de animale, materia, efectiv, carnea de vită. E un semn bun că crește prețul la cereale, dar așteptăm să crească și prețul la carne, pentru că toate au crescut în afară de aceea. Nu știm ce o să facem pe partea de îngrășăminte, pentru că noi, fiind și în zona de nord-vest, unde, spre deosebire de sud, la noi în zonă încă avem băltiri, deci noi încă recoltăm porumb semănat anul trecut, din cauza că n-am putut să intrăm la recoltat. Deci ne așteaptă un an foarte greu, așa cum a fost și anul trecut, poate anul ăsta mai greu. Dar facturile la gaze, la energie, vă afectează? Ați simțit că au crescut? V-au diminuat din profit? Au crescut foarte mult. Chiar zilele trecute a venit factura de la energia electrică și aproape dublu față de anul trecut în aceeași perioadă. Și ce veți face în continuare? Bănuiesc că dacă vor crește în același ritm prețurile la energie, profitul dumneavoastră se va diminua substanțial. Da, noi sperăm că o să putem să creștem și prețul la alimente ca să putem să supraviețuim. Acum totul depinde, momentan suntem pe linia de plutire. Nu știm cum va fi peste câteva luni. Dacă ați fi acum față în față cu prim-ministrul României, ce i-ați cere să facă pentru fermieri? Sincer, dacă s-ar putea să vină cu un ajutor în privința asta, pe partea de energie, dar mai ales și pe partea de combustibil. Pentru că și acolo a crescut foarte mult și raportul dintre o plantație și câte cheltuieli avem e foarte mare. Și poate ar putea să facă niște norme, niște ajutoare pe partea de motorină, pe partea de îngrășăminte. Adică, plus că eu mai sunt și tânăr fermier, adică nu pot să mă compar cu un fermier cu o experiență, cu eu care sunt tânăr fermier, adică este și mai greu pentru mine.
Vreau să, Dorin Cojocaru, sunt președinte APRIT. Vreau să vă întreb, noastră ați primit subvenția, acciza la motorină? Am înțeles că ceilalți au primit-o. Da, pentru... da, am primit, am primit. Da. Și subvenția pe cap de animal, noastră aveți vaci de carne, da? Să înțeleg. Da, da. Și nu aveți o subvenție, am înțeles că s-a mai diminuat în viitor, vor să o mai diminueze pe, la vita de carne? Ce știți, noastră? Da, nu am acum date să vă zic nu concret. Exact. Vă rog. De ce vreau să spun că prețul la carnea de vită este în creștere, la porc a stagnat și nu dă semne să scumpească, dar și eu și dumneavoastră depindem foarte mult de puterea de cumpărare a consumatorului, a cetățeanului. Aici ar trebui iar făcut ceva. V-ar ajuta un ajutor de minimi să vă măriți efectivul? De animale? Un ajutor de minimi, să zicem câteva zeci de mii de euro să cumpărați junii sau să cumpărați tineret? Da, ar fi un ajutor foarte bun, mai ales dacă m-ar ajuta pe partea de să pot să-mi cumpăr tineret, cum a spus dumneavoastră, adică chiar ar fi un ajutor. Da, că și eu m-am gândit să propun pentru... și pentru vaca de lapte, pentru că noi la ora actuală nu avem suficientă materie primă și vreau să spun că pe carnea de vită, dacă mă uit, ce rasă aveți dumneavoastră? Noi suntem pe bățată românească în sistem ecologic. Oh, deci se... Felicitări! Ne-am dus mișat. Felicitări! Este totuși de viitor, să știți, o afacere de viitor și putere de muncă, ce să vă urez. O să... Aveți o asociație a Bălțatei Românească, aveți asociație pe bio, să faceți propuneri domnului ministru să deschidă un ajutor de minimis pentru mărirea efectivelor de animal. Vă mulțumim foarte mult, doamna Maria, pentru această intervenție. Eu trebuie să recunosc că discuția dintre dumneavoastră și doamna Maria m-a cam depășit puțin. Adică... De ce? La tineret v-a pierdut. Nu știu, oricum, este foarte bine că ne-a spus cu ce probleme se confruntă. Telespectatorii au înțeles. Da, asta e cel mai important. Bălțata Românească e iarăși sună bine. Rasă românească. Să fie rasă românească, Doamne ajută, să nu mai facem mixtă, atâta importuri. Lapte, carne. Trebuie sprijiniți fermierii noștri, asta este clar. Vedem cât mă pricep și eu, că în alte țări din Occident, statul îi ajută pe fermieri, vine cu subvenții, îi ajută cu desfacerea. Am mai povestit într-o emisiune, în urmă cu câțiva ani, eram într-un hipermarket dintr-un orășel din Franța și erau acolo câteva raioane cu marfă produsă în acea zonă. Da, sunt și în hipermarketurile. Era vânzătoarea care spunea cumpărați de aici, asta e brânză făcută de mesiu, nu știu care, stă acolo, ferma e de aici, de la noi. Carnea asta, vai, mezelul ăsta, trebuie neapărat să-l încercați, e făcut de... Și asta era într-un hipermarket. N-am văzut niciodată la noi așa ceva. Da, vedeți, noastră, în Franța autoritățile de control își fac datoria și când spune vânzătorul asta e brânza făcută de Cutărescu, să fii sigur că e făcută de ala. La noi stai și te întreb, oare mă minte sau îmi spune adevărul? E adusă din Bulgaria, păi, are lapte în ea. Deci eu când văd brânză la 6 lei și după aia o vinde la comerciant cu 12 lei, mă pun multe semne de întrebare dacă e brânză. Că o brânză fără 30 de lei nu prea e brânză. Că e făcută dintre 8 și 9 litri de lapte. Că vreau să vă întreb un lucru. Că toți românii care se duc la piață își pun această întrebare. Cum ne dăm seama care brânză are și lapte prin ea sau care nu? Acum nu trebuie să te duci cu laboratorul după tine, dar eu am mai avut discuții... Și m-am întâlnit chiar de curând cu președintele Federației Romovis, cu acea telemea de oaie proaspătă în luna noiembrie. Sunt și cei care mai au oi care sunt mulse în toamnă-iarnă, celei care au fătările în septembrie stimulate hormonale și ea, dar n-au mai mult de 200-300. Dar în momentul în care vezi că 80% din piață are telemea proaspătă de oaie în luna noiembrie, trebuie să-ți dai de gândit că oaia nu are lapte noiembrie. Așa, explicați-ne. Sau când vezi că toate burgăriile din București, că mai devreme vorbea o doamnă cât de greu poate să crească o carnea de vită, toate burgăriile din București și pe toate aplicații telefon, burger de Black Angus. Da, de adică rasă de carne. Piața... Da, nu, care piață? Nu știu, piața asta, mass media, marketing înșelător, că dacă e să număr câte tauri, câte vaci de Black Angus avem noi în România, cum? Burger de bălțată românească nu se poate face? Ba da, dar provine din Zimental, care e altă textură la carne. Black Angus-ul e foarte bun, ca și Red-ul. Red Angus. Dar ideea este așa, măi, dacă peste tot vezi Black Angus și noi avem, să zicem, 40.000 de vaci Black Angus în România,
Dacă e să calculezi, ar trebui să tai zilnic sute de mii de plec angust. Că așa am pățit-o și cu bivolițele. Înseamnă că import? Poate să fie și import din Olanda, Norvegia, țările astea nordice, dar eu cred că în burger, de exemplu, 10% o fi black angus, dar 90% cred că e capră de ialomița. Pe de altă parte, am mai reținut din ce spunea doamna Maria, apropo de ce discutam noi mai devreme, domnule Petrescu, combustibilii. Iată, ar fi prins foarte bine acea măsură despre care vorbeam ceva mai devreme. Da, și de asta chiar noi chiar am atins subiectul că măcar pe anumite utilizări ale combustibilului, cum vorbim, zona fermierilor. Domnul Fesnoi a spus că a plătit acum acciza la agricultură la fermieri. Deci acciza e plătită la fermieri. Fără discuție, dar impactul creșterii barelului de petrol, suntem cu toții loviți. Dumneavoastră a spus foarte bine, domnul Cojocaru, că până la urmă sunteți dependenți și de puterea de cumpărare a oamenilor, că orice industrie, dacă nu are desfacere, nu are cumpărători, automat intră într-o zonă de risc, de vulnerabilitate, se poate restrânge, se poate închide, în fine, toți jucătorii economici din acea industrie sunt afectați și eu sunt realmente îngrijorat și ca să vă dau o dimensiune a gravității, ieri barilul de petrol a fost 139 de euro pe piața Brest, adică pe piața tranzacțională europeană. Pe West Texaco Intermediate WTI a fost 130, este piața de intermediar. Adică în vârful istoric a fost 147,5 în 2008, când a fost marea criză. Este 8 lei și 8 bani. Este posibil ca trendul să fie unul crescător și de aici intervine nevoia imediată, ieri, din punctul meu de vedere, îmi exprim punctul meu de vedere, nu guvernamental. Da, în afară de această partid, diminuare acizei, trebuie să luate măsuri de diminuare. Se mai poate face ceva? Nu știu, o altă măsură pentru a nu vedea prețurile astea? Adică trebuie să știm că în prețul per litru la pompă sunt, o parte este prețul acesta fluctuant efectiv al țițeiului și procesat petrol-benzină sau motorină și o componentă ține de tot felul de taxe și alte procentuale sau alte elemente adăugate guvernamental ce țin de buget de stat. E, pe marja aceea ar trebui să lucrăm. Să vedem, cel puțin pe o perioadă, cu un caracter temporar, să putem să scădem prețul. De ce spun pe un caracter temporar? Că acei bani, pe la urmă, se duc în bugetul de stat. Păi da, trebuie să găsim tot pe termen temporar, trebuie să găsim modalități de a substitui acei bani care mergeau direct la bugetul de stat, că de acolo avem alte cheltuieli. Adică trebuie să avem și o imagine de ansamblu a situației. Ce vreau să spună? Că dacă tai acciza, beneficiază toată lumea, și la care are nevoie și la care nu are nevoie. Dacă iei bani la buget și orientezi către cei în nevoie, e altceva. Da. Mai pe plajă de utilizare. Deci, domnul ministru al agriculturii spune așa, 1,63 lei pe litru s-a făcut de contul pe trimestrul 34. Bun, pentru fermier, pentru agricultor. Dar noi ceilalți ce facem? Ce facem? 8 lei mergem cu bicicleta. 8 bani. Noi ceilalți mergem cu bicicleta. În afară de diminuarea accizei, mai vedeți și altă variantă, altă soluție? Dacă ar fi și infrastructură rutieră mai bună și costurile ar fi mai mici, că pe lângă combustibil mai ai și alte costuri, piese de schimb, șofer, stai câte 10 ore într-un trafic. Să nu uităm și RCA-ul a crescut, a mai crescut și altele care țin de utilizarea unui autovehicul. Problema este că costul combustibilului are impact direct pe preț. Deci nu ai cum. Oriunde, în orice ramură. Uite, vă spun, la ambalaje și la materii prime. Și RCA-ul și piesele de schimb, tot au. De 12 luni, dar la RAF nu s-a văzut creșterea, pentru că comerciantul făcea presiune pe furnizor. Dar acum nici el nu mai are unde să facă presiune, pentru că s-a scumpit în toată Europa. Iar ce se întâmplă acum în Ucraina afectează și Polonia și Germania. La dumneavoastră, în industria pe care o reprezentați, ce credeți că se va întâmpla? Așa, o scurtă previziune. Cu cât va crește laptele? Cu cât vor crește brânzeturile? Nu am voie să dau previziuni pe preț, pentru că Consiliul Concurenței nu permite asta. Aș influența piața. Ce aș putea să spun? Ce se va întâmpla? Va crește prețul la lapte materie primă. Cred că e pentru prima dată în istorie când primăvara crește, când noi avem producție sezonieră. Producem puțin lapte iarna și mult vara, pentru că peste 80-90% în efectivul de animale era în gospodăria populației. Deci tendința normală era de scădere acum. Scăderea prețului creștea cantitatea cu 300%. Dar acum
nu prea mai sunt vaci în gospodăria populației, nu prea mai vezi pe izlaz miile de vaci cum erau înainte. Acum sunt mai multe în ferme organizate. În ferme organizate au început să crească și numărul fermelor peste 100 de capete, peste 500 de capete. Ei, asta trebuie, da, să fie bine. Asta este foarte bine, dar trebuie susținută. Pentru că acum dacă se scumpesc furajele, oamenii ăștia intră în colaps. Deci intrăm într-un cerc vicios, suntem interdependenți. Dacă noi nu putem să vindem brânza, nu putem să cumpărăm laptele din fermă. Suntem legați între noi. Deci, se spune că aducem foarte multă materie primă din Ungaria. Se spunea că o fabrică mare de la noi folosește lapte importat din Ungaria. Sunt multe mituri urbane. Multe mituri urbane. Deci România are nevoie pentru procesare de 1.200.000 de tone pe an. Produce România undeva la 900.000 până într-un milion de tone pe an. 200.000 se ia de acolo. Deci 20, în cel mai prost an a fost 27%. Da? În pandemie ne-am mișcat bine noi. Noi exportăm lapte crud. Lapte care îl pasteurizăm și ducem în Grecia, în Bulgaria, în Italia. Păi și exportăm și importăm. Da, e o piață liberă, comunitatea europeană. Și acum am cerere din Grecia pentru lapte cu cisterna. Dar le-am spus, haide să-l condensăm 1:3 ca să nu ne coste transportul mult. Că așa e prea scump. Deci se pot face afaceri. De-aia spunea, e momentul să transformăm criza în oportunitate. Dacă suntem susținuți de guvern și dacă suntem isteți și dacă mai ales băncile înțeleg să dea acele linii de credit, să financeze mediul. A spus foarte bine, dacă există programe de garantare de guvern, dar din moment care ce vin propuneri de genul celei pe care am tot menționat-o cu acciza și sunt respinse pentru că ne scad încasările la buget și ce ne domnul facem... Domnul Ferrari, eu n-aș vrea să rămânem centrați pe ideea asta și bine a spus, dacă băncile dau drumul la linii de credit, putem schimba această criză în oportunitate. Accesibile. Sunt programele de garantare, vorbim de IMM Agroinvest, tot felul IMM de programe care permit printr-o garantare extinsă oferită de fondurile de garantare românești, să poți să ai acces la bani. Deci, lucrurile se găsesc într-un cerc. N-aș vrea să rămânem ancorați și să lăsăm ideea celor ce ne urmăresc astăzi că lucrurile sunt fără speranță. Dar nu vrem asta, Doamne ferește. Și că lucrurile nu se mișcă și la nivel guvernamental. Chiar așteptau acea măsură de reducere a accizei la benzină cu 50%, vă spun sincer. Deja ne făceam calcule. Ok, cred acum că e 7 mai lei. Preocupat pentru dumneavoastră decât de la 6 lei, nu pentru mine, pentru toată lumea, pentru că, nu, așa cum spuneți, am înțeles, dar este un este un complex de măsuri care trebuie luat. Asta este una dintre ele. Sunt altele care sunt, sunt alte priorități. Nu, eu vă pot spune ce nevoie avem noi în industrie ca să... colegilor de guvernare, în momentul în care venim cu o propunere și spuneți că nu e bună, veniți și voi cu noi am venit și cu propunerea să aducem prețurile și status quo energiei la momentul anterior liberalizării. Asta, era, asta este încă o măsură propusă de PSD care nu și-a găsit ecou. Trebuie să luăm o pauză de publicitate, doamnelor și domnilor. O să discutăm în continuare pe marginea acestui subiect, dar o să vă arătăm și ce se întâmplă cu Ministerul de Finanțe care a vrut să facă astăzi niște împrumuturi și ofertele pe care le-a primit de la bănci nu arătau deloc bine. Motiv pentru care astăzi guvernul nostru n-a reușit să obțină aceste împrumuturi. Revenim imediat. Ana unde e? Nu vine? A zis că reține apă și se simte ca un balon. Știu cum e. Mâini și picioare umflate, la fel și ochii. Am avut și eu, înainte să iau Apuretin Slim. Apuretin Slim? Pe bune, tu chiar nu ai nevoie de Apuretin. Dar acesta e Apuretin Slim. Poate ajuta și la slăbit. Mai ales când te pregătești pentru sezonul cald. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Consultați medicul înainte de a urma dieta. Așa arătau gingiile mele. Pare dureros, nu? Mai puteam oare să-mi doresc și dinți mai albi? Nici eu nu am crezut în prima fază. Până când am descoperit la Calut Activ protecție gingivală și albire delicată. Acum gingiile mele sunt protejate, iar dinții mei au devenit din ce în ce mai albi. La Calut Activ protecție gingivală și albire delicată. În Patria Credit suntem alături de voi, legumicultori, fermieri și de micile afaceri din mediul rural. Iar primăvara aceasta sădim împreună rod bogat cu respect, încredere și finanțare prin credite fără garanții sau avans, plată la recoltă și răspuns rapid în 3 zile de la depunerea dosarului. Intră pe patriacredit.ro și ia legătura cu reprezentantul Patria Credit din zona ta. Cu o motosapă bună faci într-o zi munca pe o săptămână.
Milioane de români lucrează cu utilajele Ruris. Alegeți motosapa potrivită din cea mai mare gamă din România. Voltaren Forte Gel ameliorează durerea articulară și de spate timp de până la 24 de ore și accelerează recuperarea. Voltaren Forte Gel este mai mult decât mișcare, este bucuria mișcării. Încearcă Always Discreet. Cu mijlocul superabsorbant reține mirosurile și lichidul. Pentru protecție în fiecare zi. Always Discreet. Cauți un produs împotriva căderii părului? Farmaciștii Catena știu cum să te ajute. Luna aceasta, Parusan șampun stimulator de 200 ml costă doar 38 de lei și 90 de bănuți. Prinde ofertele lunii la Farmacia Inimii Catena. Am gâtul inflamat, nici nu pot înghiți. Și pe mine începe să mă doar în gât. Fiecare durere este diferită și trebuie tratată diferit. Strepsils intensiv cu efect antiinflamator pentru durere puternică și gât inflamat? Sau Strepsils miere și lămâie, care calmează durerea în 5 minute? Recunoașteți durerea! Strepsils intensiv sau Strepsils miere și lămâie? Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele! În martie, Audionova îți oferă testarea auzului gratuit. Lasă-ți auzul în mâinile specialiștilor. În luna sănătății auzului, vino în centrele Audionova din toată România. Sună acum la 031 9599. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile. Durerea în gât nu te lasă nici să vorbești? Farmaciștii Catena știu cum să te ajute. Luna aceasta, Septosol cu albastru de metilen costă doar 9 lei și 90 de bănuți. Prinde ofertele lunii la Farmacia Inimii Catena. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Știm că atunci când copiii sunt sănătoși, ei sunt plini de energie. Însă febra le poate strica buna dispoziție. De aceea, Nurofen pentru copii cu ibuprofen țintește febra și durerea copiilor, administrat odată la 8 ore, calmând inclusiv febra ce poate apărea post-imunizare. Ei se pot bucura de joacă, de febră și durere ne ocupăm noi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Milky și Chucky știu că dragostea poate arăta în moduri diferite. Cu linii drepte, sau cu forme arcuite. Kinder Maxi e perechea perfectă dintre ciocolată și interiorul cremos cu lapte. Kinder Maxi. Maxim de bun. La Penny întotdeauna vei găsi ceva care îți va aduce o mare bucurie. Produse de calitate la prețuri bune și oferte pe gustul tău. Săptămâna asta la Penny găsești Jacobs Krönung, cafea măcinată 500 grame la 16,99 lei și portocale plasă 2 kg la 5,99 lei. Penny. Economisim bani, nu dragoste. Știai că o capsulă Ariel plus Extra Clean Power îndepărtează petele mai bine decât două doze de detergent lichid ieftin? Ariel All-in-One Pods cu tehnologia PureZyme curăță în profunzime petele dificile. Încearcă acum, iar dacă nu ești mulțumit, primești banii înapoi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Orice început de săptămână îți aduce o idee bună. Cu Kaufland Card între 7 și 8 martie ai buchet de lalele, 9 fire la doar 11,99 lei. Kaiser Franz Josef, ulei de măsline extra virgin la doar 13,39 lei. Și Onda Prosom Monorolă la doar 7,99 lei. Kaufland Card. Lucrurile bune vin ușor. Elmas prezintă! Pase! Nu orice coajă are miez. Și XXL? Elmas XXL. Elmas. Miezul contează. Probleme respiratorii? Farmaciștii Catena știu cum să te ajute. Luna aceasta cumperi un spray nazal Ialoclin de 30 de ml și ai 50% reducere la Ialoclin Defense de 14 plicuri. Prinde ofertele lunii la Farmacia. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Ai dreptate.
Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. Vreau să trageți așa câteva concluzii. Am văzut cum au crescut toate prețurile. Și la energie, la gaze, a crescut teribil prețul, la peste 3.000 de euro, 1.000 de metri cubi. Mult peste nivelul cu care amenințau rușii Europa. Era domnul Medvedev, care ne spunea că o să plătim 2.000 de euro. Am ajuns la 3.000 de euro. Energie electrică, nu mai spun. Prețul spot al energiei electrice este de 540 de euro pe megavatoră. Un nou maxim istoric după cel de astăzi. Asta e la prețul spot. Vă referiți de piața din România. Eu aș vrea acum, după tot ce s-a întâmplat, să plătească și Germania același preț la gaz pe care îl plătim noi. Adică să aibă aceleași costuri de producție cu noi, că poate așa va fi concurență loială la raft. Când auzi, dom'le, vine marfă din Polonia și din Germania și zici că e preț de dumping. E mai ieftin gazul în Germania. Germania care este dependentă de importurile din Rusia. Stați un pic, au negociat doamna Merkel niște prețuri la gaz acum 20 de ani. Necesarul intern. Deci, credeți-mă că ei au avut costuri mai mici ca ale noastre. Dar acum încolo suntem și noi de la egal la egal. Și ideea spun că trebuie să transformăm criza în oportunitate, să văd și eu produsele românești, acum mai poate să justifice buyerul de la hipermarket că găsesc în Polonia sau în Germania mai ieftin? Dar nu ar mai avea motive să nu ia produse românești. De ce este mai ieftin un produs din import, dintr-o țară care trebuie la rândul ei să cumpere gaze? Ei vorbeau de carnea de porc în Spania, că e 4,5 pe kilogram în viu și costurile de producție sunt 5,5. Sau ouăle din Polonia, carnea de pui în Polonia. Cum devin ele mai ieftine decât costul de producție în România? Subvenționează statele respective? Și este și o subvenție mascată. Este și subvenție mascată. Au și subvenție pe față mai mari, pentru că i-au negociat altfel când au creat Uniunea Europeană, iar noi am intrat cu subvenții mici în 2007. Deci sunt mulți factori care creează această concurență neloială între produsul românesc și produsul venit din spațiul intracomunitar. Dar cred că a venit momentul să tragem linie, să fim umăr la umăr, nu? Că așa se laudă. Să fim uniți, să fim împreună, o mare familie. Păi și la subvenții, și la salarii, și la pensii, și la relații comerciale. Hai să o dăm pe față, nu? Alexandru Petrescu. Bun, o explicație strict economică vă pot oferi. Gândiți-vă că un nume, nu contează, de lanț de supermarketuri din România poate cumpăra centralizat pentru 15-20 de țări unde sunt prezenți volume absolut imense de tot felul de produse. De asta, odată diseminate la nivelul tuturor țărilor unde sunt prezenți în sute și sute de magazine supermarket, prețul este mai mic. Deci, dintr-o analiză strict comercială nepătimașă și nepărtinitoare, undeva putem înțelege de parția. Ce un preț venit al unui produs din altă parte, din industrii consolidate care, în momentul în care spun cumpărăm roșii și vreau 500 de tone pe zi, ei au 500 de tone pe zi. Nu sunt de calitatea pe care noi le putem oferi, dar asta explică puțin prețul. Doar ca să vă dau așa o radiografie strict economică, comercială, matematică, de ce un preț poate ajunge mai ieftin în România din altă țară. Nu pot contrazice. Nu-l contraziceți, că nu mai avem foarte mult timp. Eu vreau să vedem și punctul lui Alexandru Petrescu de vedere referitor la ce se va întâmpla. O concluzie. Pentru că am văzut gazele mult mai scumpe, energia electrică mult mai scumpă, avem și combustibilii care ne dau fiori când ne uităm la pompă și vrem să alimentăm. Din punctul meu de vedere, circumstanța zilei de astăzi, ziua în care vorbim, a săptămânii care am început, a săptămânii trecute, este total diferită de ce am avut acum o lună. Tot ceea ce se întâmplă la nord de România schimbă geopolitic paradigma. Și că vorbim de Planul Național de Reziliență, de relansare, noi trebuie să ne întoarcem la Bruxelles, avem toate motivele să reschimbăm și să regândim condițiile. Că vorbim de agricultură, vorbim de irigații, să ne aducem aminte că n-am prins niciun ban pe irigații. Acum ar trebui să băgăm irigațiile cu agricultura, infrastructură critică, cum și domnul Cojocaru spunea, Green Deal-ul ăsta, că vorbim de, că vorbim de pensii. Chiar Franz Timmermans a spus, Green Deal-ul parcă nu mai e momentul. Franz Timmermans, care este unul dintre promotorii, dacă nu principal, al acestei tranziții verzi, care ea este binevenită, dar trebuie să ne gândim și la timpul și la locul și momentul când ne angajăm în această tranziție. Deci sunt niște elemente care ne deci, dau speranța că putem să întoarcem într-o oportunitate această exact, criză. Exact, dar să știm, da. Să motivăm. Acum trebuie așa să știm este, să cerem. Și să fim și consecvenți pe problemă. Să știm să cerem. Vreți o graniță de est puternică?
ai nevoie de putere economică. Foarte susțineți-ne corect. Să ne dezvoltăm economic pe granița de est. Și cine este împotriva noastră? Haideți să vă dau un exemplu. Guvernul României prin Ministerul de Finanțe a avut niște probleme astăzi. Băncile au refuzat să participe la o sesiune de împrumut, iar dobânzile pe care le-au oferit băncile erau uriașe. Ministerul de Finanțe a împrumutat de la bănci suma de 158 de milioane de lei sub nivelul programat, la o dobândă anuală de 5,67% printr-o licitație de stat. Și să punem așa lucrurile într-o cheie pozitivă, domnule Petrescu, că am văzut că trebuie să vedem partea plină a paharului. Nu, trebuie să o analizăm toate părțile. Este aceasta totuși o veste bună că alta. România a reușit ca măcar o zi să nu se mai împrumute? Putem spune că a avut confortul fiscal de a spune nu băncilor și de a nu lua banii la absolut orice fel de dobândă. Poate că avem un om inteligent la Ministerul de Finanțe care nu s-a lăsat sub presiunea speculativă. Poate a fost speculativ. Este și aici un joc de presiune și domnul Cojocaru, fiindcă ei nu-și pot permite să nu facă plasamente în conturile statului, fiindcă este un important venit pentru ei și dacă le spui nu astăzi, le spui nu mâine, poate ajustează și ei dobânzile ceva mai competitive. De-aia spun că e momentul să scoatem pieptul. Important este să mai spunem și nu. Și dacă Ministrul de Finanțe a spus astăzi nu, haideți să o vedem ca un semn bun. Deci eu vă spun sincer, eu apreciez oameni inteligenți și nu contează că sunt oameni de afaceri, guvernanți, politicieni, deputați. Trebuie să fim inteligenți, să știm să spunem și da și nu și când trebuie să motivăm, să argumentăm și să ne cerem drepturile. Da? Că în situații de criză, pe cine vă bazați? Când a fost pandemia, pe cine v-ați bazat? Când a fost problema cu refugiații, pe cine v-ați bazat? Păi da, atunci dați. Da, mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi în această seară, domnule Cojocaru. Se apropie de final emisiunea noastră. Așadar, spuneți, domnule Petrescu, că până la urmă trebuie să luăm această informație, cum că Ministerul de Finanțe nu a reușit să se împrumute astăzi, ca o dovadă a faptului că avem niște resurse bugetare pe care ne putem baza. Ca un baza. Confort fiscal pe care îl avem astfel încât să putem spune și nu atunci când dobânzile ni se par excesive. Și mâine s-ar putea să revină în este până la urmă un proces de selecție competitiv în ceea ce privește furnizorii liniilor de credit. Este o licitație, cum bine și dumneavoastră a spus. Ei au mari interese în activitatea lor absolut benigne de a-și face plasamente în conturile, de a îndatora statul, în conturile statului și sunt convins că văzând că se poate și nu doar hai să luăm banii oricum că avem nevoie de ei că stă cu apa la gură, pe semne vor veni cu dobânzi mai bine. Că am ajuns în această situație. Doamnelor și domnilor, în câteva momente urmează emisiunea Subiectul Zilei cu colega mea, Alina Eftimie. Alina, bună seara! Ce vedem în această seară? Bună seara, Alex, doamnelor și domnilor, așa cum v-am obișnuit, cei mai buni politicieni vin aici la Etno, la Subiectul Zilei. Discutăm despre ce se întâmplă la guvern, despre controversatul proiect de lege cu privire la situațiile de criză în contextul războiului din Ucraina. Cine sunt românii care ar putea să meargă la luptă? Vedeți de la fix de la ora 20. De asemenea, discutăm și ce se întâmplă pe plan economic, extrem de important în contextul războiului. Un fost premier avertizează că vine recesiunea. Vedem, avem prețuri mari, dar pensiile și salariile sunt mici. De asemenea, vă spun că de la ora 20 Diana Șoșoacă vine în platoul Subiectul Zilei. Discutăm despre tot ce se întâmplă, atât pe plan intern cât și pe plan extern. Sunt mărturisiri în exclusivitate aici, la Etno. Rămâneți așa. Dar ne revedem de la fix. Alex, înapoi la tine. Mulțumesc foarte mult, Alina. Așadar, de la ora 20, doamnelor și domnilor, Subiectul Zilei cu colega mea, Alina Eftimie. Mai avem câteva momente, câteva secunde să transmitem și o veste bună, nu știu, așa, o încurajare, să vină așa o rază de optimism de la această masă, din acest studio. Păi, optimismul trebuie să stea în noi, pentru că totul depinde de noi. Eu, când discut cu membrii mei, cu procesatorii de lapte, eu spun, tot timpul va ajuta cineva, nu. Deci ne-am obișnuit fără să ne ajute nimeni. Păi dacă noi românii ne-am obișnuit fără să ne ajute nimeni, cine oprește să mergem și de acum înainte, nu? Da. Să ne regândim business-ul, afacerile și... Alexandru Petrescu? Este un moment important.
important prin care trece România cu acest conflict pe care nimeni nu și l-a dorit. Este un moment și pentru noi, clasa politică, să punem puțin umărul împreună, că totuși există per general o coeziune și la nivel guvernamental, chiar și la nivelul opoziției, și dacă sunt niște lucruri importante de făcut, că vorbim de planul de relansare, că vorbim de regândire unor măsuri care să impacteze pozitiv, nu doar în perioada conflictului, dar și pe perioada post-conflict. Țării noastre. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați participat la această emisiune, dar mai ales dumneavoastră vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, că ne-ați urmărit. Rămâneți alături de noi. În câteva momente subiectul zilei, eu vă aștept din nou mâine la ora 18, aici la Etno, unde vocea ta e vocea mea. Crampe musculare.